La toți de față și viitor sănătate, sunteți la Vreau să știu, locul în care, așa cum spunem de fiecare dată, încercăm să mai aflăm o povestioară. Dacă la final rămânem cu 2-3 idei, eu zic că ne-am atins scopul. Ca întotdeauna, dar tot așa pe repede înainte mergem, prietenii noștri de la Unibet sunt cei care ne susțin, după cum se poate vedea. Atelierul de tarte.ro, într-un cuvințel, dacă vreți pe net sau fizic, pe Bulevardul Ion Mihalache la numărul 20, vis-a-vis de Spitalul Filantropia, acolo îi găseți fizic. Și de asemenea prietenii noștri de la Zenific, cei care ne ajută cu produse cosmetice, atât pentru domni cât și pentru domnițe. Gata, începutul fiind făcut, vă spun doar atât. Îl știți de la toate emisiunile posibile și imposibile. Apare, țipă, urlă, face numere de magie. Și atunci și o să spun, păi ce faceți, mă, vă chemați între voi, vă invitați între voi iar? Nu, că mi-a pârlit odată ceasul, mi l-a ascuns, pe bune, și din momentul ăla n-am mai vrut să aud el cu numerele astea de magie. Dar, la aceeași emisiune la care m-a speriat ceasul, omul a început să recite, fără prompter, după cum puteți vedea, nici acum n-avem prompter și nu ne păcălim unii pe alții, adică am învățat niște poezii și venim și le recităm, mamă, ce deștept sunt ăștia, nu. Și am zis așa, auzi, mă, băiatule, nu vrei tu să vii fără porumbei, fără iepuri, fără femei tăiate cu sabia, fără monezi, fără cărți, fără și așa mai departe, și să facem o altfel de emisiune? Păi ce altfel de emisiune? O să vedeți în cele ce urmează. Așadar, cu puterea minții, că asta n-am cum să mi-o scot din cap, magicianul Robert Tudor! Ai început cu cum l-ai spus? Oamenilor, bună ziua, oameni buni! La toți de față și viitori, sănătate, fii atent! Și unde a zburat mintea mea? La toți? La toți, că la toți ne-e greu, dar nu la toți la fel. Așa se era formula de adresare pe vremea regalității, da? La toți de față și viitori, sănătate. Și după aia începea treaba. Bă, eu cred că eu trebuia să te invit pe tine. Cred de fiecare dată când stau de vorbă cu tine Păi ai podcast? Nu să mă invit. N-am, nu fac. Fă-ți? Sunt o mulțime de podcasturi. Unde să era, cred că zici de pârnăiași care au. N-ai, că nici nu sunt genul de persoană. Mai mor asta. Mor când văd unii care se duc la toate podcasturile. Hai bă, frate, câte să stori în ele. Corect. Câte, bă, păi și eu m-am oprit la un moment dat și am zis, hai să-l facem pal nostru, pal meu. Aia, bun. Cel mai bine. N-ai nimic la tine, batistă, bănuți, cărțele, nimic. Astea mai subțire, deci ușor, nimic. Dacă vrei să pârlești ceva, pârlește-ți-le pe ale tale, nu pe ale noastre, da? Deci am venit doar să discutăm. De unde începem, Cătăline? De începe cu începutul. Deci ne-am născut. Băi, m-am născut în 1984. În sectorul 1, București, la... La Filantropia, unde te-ai născut? Acolo e sectorul 1. La Filantropia te-ai născut? Da, dar noi locuiam în Dragomireș Vale, lângă București. Bun. 10 km. Deci erai chiabur, că aveai pământ, aveai curte, aveai... Eram chiabur, țăran, părinți sărani, aveau terenul, da? Dar le munceam, dar pentru vaci, creșteam vaci. Deci vaci, copilărie morci, frumoasă, acum lăsând. Copilărie frumoasă, da. Doi frați spre mai deosebire mari. De noi, beton, ciment... Da, dar la mine chiar am capul spart în mai multe locuri. Adică... Următoarea întrebare era dacă ai fost copil atomic. De ce ai fost? Am fost, da. Eram genul de copil care mi se spunea des, bă, tu nu o să te apuci 18 ani acasă. Băi, ca să-ți dai seama, da. Cătăline, știi de unde am început eu cu poezia? Ia spune-mi. Stăteam, dacă eram copil problemă, eram undeva un copil de, ca să-ți faci o idee, de nota 6. Nota 6, 7, 7. Cam 6-7, da? Perfect. E, și de acolo stăteam eu, pentru că nu mă băgau la sărbare, să făcea sărbare. Așa. Și pe mine nu m-au băgat în sărbare. Și eu stăteam... Eu te-am chemat, eu te-am sunat. Da, mă, da, tu, bon. Tu. Și la sărbare, și eu stăteam în bancă, pentru că ăștia repetau în cursul ore. Bă, ce clasă, mai ții minte? Bă, cred că eram în clasa a patra. Bun. Da. Deci aveai o etate de 10 ani. Da, da, da. 84, da. Ai zis, deci suntem deja 94 după Revoluție. Da. Și pe tine nu te băgau în seamă la nicio, ca să facem un rezumat, la nicio serbare. Da. Nu-ți dădeau rol. Nu prea. Bun. Eu ce făceam, mă? Eu stăteam și le învățam rolul tuturor. Păi și doamna, tovarășa învățătoare... Bă, băiatule, eu le ziceam acasă, mă duceam acasă și recitam eu pe acasă. Bun, și doamna învățătoare când a văzut treaba asta, nu te-a pus pe păi tine? Nu, tot că n-a avut încredere? N-am arătat nimănui asta. Dar erai... Era unul care venea cu o treistuță, își făcuse, le croise frumos treistuța și zicea, hai noroc și bun găsit, aș dori să mă prezint, eu sunt veste, zis poveste și ca mine în lumea altul nici n-a fost și nici nu este. Și am adus aici cu mine, după cum se vede bine, o treistuță înflorată și vă rog luați aminte că mai ești fermecată. Am aici pentru voi bazme vechi și bazme noi, am și fapte adevărate de prin cărți și de prin lume.
Și acum întreba copiii: vi le arăt, însă cu cine ați dori ca să încep? Și la un moment dat vine o fată și zice: cum te rog? Cum nu știi? Te rog cu mine. Marcela, bună, Marcela venea. Eu sunt fetița mamei dulce cu minte, dragă silitoare, mămica după mine moare. La Cosme fac, dar ea mă iartă și niciodată nu mă ceartă. Să-i arăt că sunt de tare, am spart oglinda noastră mare. Să-i arăt că sunt voinică, am tras de coadă o pisică. Și asta le țineam pe din afară. Deci tu învățai toate rolurile celorlalți, da. Că tu nu l-aveai pe al tău. Nu. Bun. Tot. Și femeie și mai fetiță și bun. Da, da, tot. Perfect. La un moment, dar erai timid? N-aveam probleme cu timiditatea. Și la un moment dat ai zis: doamnă, mă iertați un pic. Păi n-aveam. Bun, nu te băgau în seamă. Nu, că eram nenorocit. Pentru asta că o singură dată am rămas corigent în clasa a patra, fix atunci, pentru că directoarea de unde am făcut generala. Unde ai făcut-o? În Dragomirești Vale. Așa. Singur acolo. Fata ei era în clasă cu noi. M-ai înțeles? Așa. Și ai speriat-o, ai făcut ceva, ai făcut-o. I-a ridicat fusta. Atunci. N-a speriat. Și n-a avut legătură. Așa se făcea acolo, ce vrei, la noi. Așa, astea erau... Da, și de acolo liceul am făcut tot în Dragomirești Vale, ca să nu plec la București. Dar în timpul liceului am început să cochetez cu teatru. Acolo am început, din liceu, din clasa a 10-a. Pentru că învățasem foarte multe poezii, dar cu prostii. Logic, da, cunoscându-te... Tot. Aveam multe poezii cu prostii. Dar din astea normale nu... Cu ceapă mustăcioasă, o știi? Se poate spune? Nu, ceapă, lasă, ceapă, nu mă... Ceapă, ceapă mustăcioasă, am nevasta... La, da, cam grasă, da. Da. Dar cine... Cine l-a chemat, mă? Da. Eu repet, da, bun. Nu, lasă, mi se da. Pare că și un poet a scris o poezie de asta de ochiată. Lasă-l, da. Eminescu, mi se pare. Da, da, săracul nu mai era în deplinătatea facultăților. Da? Aia, o știi? Ce te-aș până n-ai... Nu, lasă-l. Păi nu e cu prostii. Dar nu trebuia să vii dar să... Dar e cu deducție logică. Ce te-aș până n-ai mai, 11 nu te-ar cum te-aș eu. Ce te-aș mai... Nu, ce te-aș până n-ai mai 11, nu te-ar cuntea și eu. Tu te-ai mai decât eu, nu te-am. Nu, dar hai să ne, nu ne vede lumea. Până ne vede, noi ne-am și. Dar vezi că putem nu, să reluăm, nu să ce. Începem de la... Eu chiar am crezut că, bă, omul când a început să rezita, citea, că mă bâlbâi și eu când să n-am să te ai cin pătăi așa, am crezut că chiar le-ai învățat și... Dar astea la alte normale nu ai învățat? Da, mă, deci eu dintre a 10-a mi-am dat seama că am memorie, pot să memorez. Bun. Și am început să... Și din astea poezii, da. Tradiționale. Da, da. Non-porcoase. Nu. Mai ții minte prima poezie învățat? Da, din asta. Prima poezie? Da, le mai ziceai la gagici? Adică încercai, mergea asta? Le mai spuneam. Pe urmă am fost la Ministerul de Interne. Tu? Eu. La... Nu ți-ai fost la ansamblu sau băi, la ce? Da, mă, da. Ai fost la ansamblu Călușelul, Da. La Ministerul de Interne? La Ministerul de Interne. Unde, Pătieu Gârlei, acolo la... La sala acolo, da. Pătieu Gârlei la... Da, mă, din clasa la izvor, noua, acolo? Din clasa noua până în clasa 12. Te-au luat și te mai eliberau sau cum? Da, cum eu ai ajutat? Da, eu jucam piese de teatru acolo cu Mihai Abrudan. El se ocupa. După care, pentru că recitam poezii frumos, m-au luat și la romanțe. Se cânta romanțe și eu... Deci ai fost și Ioana Radu, Ioana Radu, a, da? Da, mă, da. Ai voce, ai asta, adică și cânti? Cu ce, cu cântatul? Da. Nu, cu cântatul. Păi și cum cântai romanțe? Nu cântam, eu recitam între romanțe. Și veneam și eu cu microfonul și ziceam câtă poezie, m-ai înțeles? Da. Acolo... S-a dus amorul. Nu s-a dus. Era poezie, o poezie. Ah, vreau să s-a dus. Da. Am înțeles. Deci iau-te că din trecutul tău multe bucăți, nu să știu, că lumea te vede cu iepuria de-i scos tu din, da. Din joben. Și știi ce am făcut? Pentru că eram tot nenorocit. Adică făceam foarte multe trăznăi. Și la când țară. Erai mai mare, și mai când bătrân? Eram în clasa a 10-a, da. Păi așa am ajuns eu să joc într-o piesă de teatru. Eram rezervă. Înțelegi? Am înțeles. Nu prinsesești tricou? Nu prinsesem și... Bun. Ăsta s-a îmbolnăvit în rolul principal. Ai avut vreun merit în treaba asta, în ghilimele? Adică i-ai pus ceva? Că mâncă? S-a îmbolnăvit? Da. Da. Nici pe cuvântul meu de om, dacă am știut, dar am întrebat. S-a îmbolnăvit. Nu știu ce s-a întâmplat, dar nu s-a mai... L-am bătut, bă, cred că în clasa 10 au trecut, iartă-mă, au trecut 20 de ani. Că nu putem, de oameni serioși. Nu, bun. Dacă m-aș mai întoarce,
Nu știu dacă aș mai face așa. E, și eu am jucat atunci în... Ia fiți atenți. Se juca pe Ilfov. Așa. Se făcea un concurs. Fel de cântare a României, să zicem, exact, da, ai zice așa. Și piese de teatru. Și ce, mai ții minte ce jucai? Da, am jucat o întâmplare, Oswald. O întâmplare. Și jucai și... De Horia Lovinescu. Bun, și jucai și personaj ca lumea, da, sau da, doar treceai pe acolo prin cadru? Nu, eram rolul principal. Eu am jucat. Dar aveai talent sau te-au văzut ăia că știai că memorai? Aveam. Bun. Memorat tot. Și știi ce se întâmplă? Majoritatea poeziilor pe care le-am învățat și piesele de teatru în care le-am jucat, am simțit ceea ce am jucat. De exemplu, O întâmplare de Horia Lovinescu, el nu era vrut, erau doi copii, știi? Și el n-a fost vrut. Dorit de maică-sa, știi? Și la sfârșit și-a omorât fratele și rămâne o scenă cu maică-sa și zice maică-si. Îi spune, aici în pântecul ăsta mai crescut, schilod și hâd. Ți-ai făcut poftele și m-ai născut pe mine ca să ți le plătesc. Păi ăsta e mitul lui... Hefaistos, mă, sau acu este din legendele Olimpului, când Zeus, la fel cu, nu, cu alu Hefaistos, da, cel care era zeul cu foc, se îndedicea cu focul. Dar hai să nu... Se găsesc și manele versurile astea. Deci... Da. Dacă mă văd. Da, aia cu am visat-o eu sau ai fost și ăla cu nasul roșu, Ronald McDonald, Ronald ai fost? Ronald McDonald, pe când? Urmă, da. A, pe urmă. Ronald McDonald am fost când voiam să nu mai cer bani mamei mele, știi? Când m-am dus la facultate și m-am întâlnit în... într-o stație de autobuz cu un băiat de la noi din Dragul Mireș Vale și mi-a zis, nu vrei, mă, să te angajezi? Păi da, bă, bravo, mă. Și am lucrat 3 luni de zile în McDonald's, la McDonald's Virtusi. La mine acolo? Da. Bă, eu am luat de mâncare de la tine, mă? Ai problemă. Când? Bă, eu spălam WC-uri acolo. Nu e rușine. McDonald's, nu e. Nu e rușine deloc. Și știi ce mi s-a întâmplat, mă? Cătălin Haită era directorul de restaurant. Și la început mă lua, că luam tăvile de pe masă și le duceam. Tot. Și m-a luat odată și a zis, nu vrei, mă, să mâncăm noi? Mă încerca. Nu vrei, mă, să mâncăm, că uite, au rămas... Pe bune? Da. Ce șarpe. Și eu am stat pe ai gânduri, fi zis, mă. Da. Am stat pe gânduri, pentru că la mine, la Dragul Mireș, noi nu lăsam carne pe os. Dar nu de sărăcie, că era că să mănâncă tot. Să mănânca așa, tot, mamă, nu ne batem joc de mâncare. Bunicul zicea, bă, asta e sănătate, să suși mătuva din oase. Da. Deci te încerca, hă? Dar ce an era asta, mai ții minte? Ca să mi-aduc aminte dacă te-am văzut acolo. Nu mai ții minte, că nu mă mai întorc Bun. În trecut. Și acolo te jucai, să jucau copila și cu tine? Nu, am lucrat 3 luni de zile. Și... Păi Ronald nu era ăla cu nasul ăla, da, așa? Da, dar stai că prima dată m-am angajat să-mi câștig bani. Și printr-o conjunctură aveau nevoie de un Ronald McDonald. Și eu îi chemam tot timpul în spate, o dată la lună, îi chemam în spate și le făceam poezii fiecăruia. Făceam glume cu ei. Cui îi făceai? Angajaților? Da, sau? Da, angajați. Era unul care se descălța cu tine sau astea în spate, puțea într-un hal de... Mai era unul Romică, i-am făcut lui ăla. Bine, mă uitam foarte mult la Vacanța Mare înainte și le combinam. Și ziceam, Romică, chiar bunicul meu, e cel mai mare fan de-al tău și și-a făcut cu mult curaj pe fesa dreaptă un tatuaj, poate mă crezi sau poate nu, a scris Romică, I love you, și ei râdeau. Deci făceai... În spate, da. Dar la ce facultate erai? În agronomie, management și inginerie economică în alimentația publică și agroturism. Ce ai făcut? Unde? La Ion Ionescu de la... În agronomie. Acolo da, la da, unde vis-a-vis de Ștrand? Bravo, chiar acolo pe colț mâncam... Da? Ăla bun, da. Era pâine. O chebăbărie și a urmă ce era, da, kebab? Bun, da. Noi așa știm facultății după chebăbărie. Da. Și s-a lipit ceva, ai făcut ceva cu facultatea? Am făcut un semestru la zi de zi și pe urmă m-am transferat la distanță și am făcut 6 ani. Nu ți-a plăcut? Păi nu, că pe urmă aveau o nevoie de Ronald McDonald și m-am angajat, înțelegi? Și cu ca Ronald McDonald ce făceai? Păi deci că ai copii? Da, spectacole de magie, entertainment pentru copii în toate restaurantele McDonald's din țară. Și atunci te-ai apucat de magie? Atunci m-au dus ei în Viena, acolo am făcut pregătire cu toți Ronaldii din Europa și pe urmă trebuia să mă duc și în America. Și? Au venit atentatele, 11 septembrie, fix atunci, la un an de zile după, de acolo am căzut eu, eram bun de tot pe asta. Și 5 ani de zile am făcut asta, dar înainte am făcut foarte mult teatru la Ministerul de Interne. Bun,
Dar învățai poeziile într-a patra, după aia când ai mai crescut și ai mai avansat, de ce le mai învățai? Mă plăceau foarte mult, mai ales astea de dragoste îmi plăceau mult. Fabulele. Fabulele. Învățai fabule? Da. Adică Racu, Broasca și Coștiuca, astea le... Da. Da. Și cui le spuneai? Sau ce? Cum le învățai? Luai carte, le citeai și le memorai? Care îmi plăceau, dar le subliniam și pe urmă le treceam, le învățam. Și la ce se foloseau? Băi, îmi plăceau mie, le recitam. Unde? Stai, acolo la... Ia, și ia, da, te rog. Păi eu voiam să dau la teatru, mă. Eu voiam să dau la teatru, la un ATC. Și trebuia să... Să învăț, da. Și am învățat 116 poezii, 118 poezii. Poftim? 118 poezii. Păi din afară. 118 poezii, da, 18... Da, în total le aveam scrise pe o foaie, pe... așa scriam. Așa? Toate de dragoste? Nu, nu, din și fabule și... Uite, zi-mi, știi cum era? Învățasem atât de multe încât când mă întâlneam cu cineva, că... le ziceam, da, zi-mi un poet și eu zic o poezie de... Mai lasă-mă, nu, după aceea lumea, păi bă, voi ați jucat... Nu, poți să încep pe Eminescu, că Eminescu... Da, l-am citit, dar nu astea de le știm. Nu, nu. Ia, zi una de... de dragoste, că ăla numai de dragoste a scris. Da, 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 da. Iubind în taină o știi, e cunoscută? Nu. Nu. Iubind în taină am păstrat tăcere, gândind că astfel o să-ți placă ție, căci în priviri citeam o veșnicie de ucigătoare visuri, de plăcere. Dar nu mai pot. Adorului tărie cuvinte dă duioaselor mistere. Vreau să mă nec de dulcea învăpăiere a celui suflet ce pe al meu știe. Nu vezi? Nu vezi că gura mea ar să e de sete și în ochii mei se văd în friguri chinul, iubita mea cu lungi și blonde plete? Cu o suflare înrăcoresc suspinul, când zâmbet, faci privirea să se îmbete. Fă un sfârșit durerii. Vin la sânul. Și mai era, ce să mai zic, mă, după asta? Mai erau astea care tot, nu, tot așa, nu erau așa cunoscute. Era, dar de ce le învățai? Gând, că pe alealtă le știa toată lumea. Gândind la tine, asta nu prea o știu, nu mulți o știu. Gândind la tine, fruntea acum mă arde. Nu știu ce roz mai are a mea viață când am avut o clipă de dulceață. Amar, etern și visuri peritoare. De ce noapte glasul tău îngheață? Vedea vor ochii încă o dată oare frumosul trup femeie zâmbitoare ce mi-a fost dat să-l strâng o clipă în brațe? Tu, visul blond al unui noroc ce nu e, dă-i mai veni să știi că nu te iert. Căci dorul meu mustrăr o să-ți tospuie și sărutându-te am să te cert cu desmierdări, cum n-am spus nimănui. Bă, frumos. Ești bun, bă, dacă ești... n-avem prompter, n-avem nimic, nu le-am învățat înainte. Ia zi tu, mă, Cătăline. Păi eu pot să... ce să... că la ce ai recitat aici mai muiet. Zi, mă, zi. Păi pot să... ce să... de Eminescu? Zi una de mine. De Eminescu, de exemplu, știi că ei au fost... era să zic îmbărligați, dar nu-i frumos. Li s-a făcut cunoștință de către Maica Smara. Maica Smara era cea care era prietenă cu Veronica Micle și care patrona un cerc la care venea și recita și Eminescu. Și ea e, probabil că ei s-au cunoscut mai dinainte, dar ea a fost cea care i-a lipit. Din păcate, Maica Smara are în parcul Cismigiu statuie, când te mai duci și plimbi copilașii. O știu, bă. E Maica Smara, scrie, Maica Smara, educatoarea poporului. Știi cine este Maica Smara? Cea care a scris, vine primăvara, cea mai cunoscută poezie. Este ei. Băi, o cântă fimea pe asta, bă, e prima poezie pe care o văd. Din păcate, Maica Smara avea un frate la spitalul din Bălțătești. După ce Eminu a murit, da, Veronica Micle a vrut să sinucide, spunând că nu poate să trăiască fără el. Da. Veronica Micle, piatra de mormânt, cum este? Și pulbere țărână din tine se alege, căci asta e a lumine strămutată lege, nimicul te aduce, nimicul te rea, nimic din asta lume nu va mai rămâne. Din tine pe asta lume nu va mai rămâne. Ea a scris-o. Ia, și așa îi scrie pe piatra de mormânt. Bă, nimicul te aduce, nimicul te rea, haide bă acasă. Nimicul te aduce. Te aduce, nimicul te rea. Haide acasă, că e târziu. Și acum vin-o alături. Ia mai zi mai continuare, nimicul te aduce, nimic tu nimic te... din tine, pe asta lume nu va mai rămâne. Vai, și acum du-te alături de Eminescu. Doamne, zice lumea cam înnebunit că face Miorița revistă de etnografie și folclor. Cred că asta o facem pentru du-te, noi. Du-te alături aici și la Eminescu care zice reverse dulci cânteia tot știuitoarea deasupra în for de trei să-și cuture floare. De noi mai, când noi mai fi pribeag de acum înainte, mor troienii cu drag aducerea aminte. Și în partea asta nimicul te aduce, nimicul te rea, nimic din tine pe lumea asta nu va mai rămâne. Vai de capul meu. Bun. Și zice ăstea, bă, nu îi spune că vrea să se sinucidă. Și îi spune, fă și mie rost de niște arsenic. Păi la ce trebuie arsenic? Păi are asp și anemia asta mică, avea Virginia, fata. Că ea avea o fată de când cu Micle.
aia duce cu bună credință ăla, trage de acolo pe dreapta niște arsenic și ia îl ia și se sinucide. Deci, de Eminescu de ce a murit, mă? De cărămida dată în cap de Poenaru. Serios? Nu că a avut boală. Ei, acum facem și noi supoziții. Da. A ieșit și cânta Aida. Poenaru, care era din Craiova, un bariton. Da, de ce i-a dat cu cărămida? Pentru că cânta fals. Și a zis, nu, băi, Eminescule, nu mai cânta când fals. Erau la sanatoriu, acolo nu mai era unde plinătatea facultăților și n-are rost să... Și ăla îl zgâria pe auz, așa că Eminescu i-a zis, băi, Mihăiță, nu mai cânta așa. Și el a cântat după aceea și poc, iată o cărămidă în cap. La autopsie i-au scos... Am crezut că a avut sifilis, mă. A avut săracul și din astea, că na, el trăia în lupanare. Au la Sibaris, nu suntem lângă capiștea spoielii, nu se nasc glorii pe stradă și la ușa cafenelii, n-avem oameni care se luptă cu retoricile suliți în aplauzele grele a canaliei de uliți. Au prezentul lunii mare, nu o să dea ce o să cer, nu o să afli printre noștri vreun falnic jubaier? Mama mea. Bun. Bă, am luat ora. Bă, nenorocitule, ce ne-am adunat. Bun. Și după aia noi dărâmăm hotelul Marna în care ei s-au iubit prima dată în București. Ne cerem scuze pentru restul țării. Ca să facem diametral la Piața Victoriei, Berzei Uranus. Nu punem nicio piatră, nimic acolo. Eminescu cu Veronica Micle. Da. Hotelul Marna lângă Buzești. Baia Mitrașevski, de unde el a fost luat. Săracul, că au zis hai să-l luăm așa ca să nu poată să aibă un revolver, o sabie, ceva, că e în fundul gol la baie. L-au luat acolo, pe strada Sfinții Apostoli. Știi unde este, fiate? Mergi pe Chiu Gârlei, pe Splaiul Independenței. Aha. Și la un moment dat când faci dreapta așa după izvor, pe dreapta nu e o casă de căsătorii, la sectorul 4, la nu știu cât e. Deci fii atent, ești la gura de metro la izvor. Da. Mergi înainte, spre Unirii. Spre Unirii. Ai apa pe stânga. Da. Și pe dreapta sunt blocurile aia din centru civic. La un treci moment dat parc, da. Treci de parc. Da. Și pe urmă, la dreapta e un Sprint Time, ceva. Nu știu ce, și e o bancă, un BRD. Până în BRD-ul ăla pe colț, așa când faci, nu e pe colț o casă de căsătorii, sectorul nu știu da, câte acolo. Da. 2 metri mai încolo era baia Mitrașevski. Era baia lui 1 Mitrașevski, de unde l-a luat pe Eminescu. Noi inclusiv la ziarul Timpul, la palat vis-a-vis de magazinul Victoria, este un palat unde el a lucrat la ziarul Timp. Fost și redactor șef, băiat deștept. Inclusiv acolo sunt trecute datele greșite între cât a lucrat el. Vai de capul meu. Dăltuite frumos în piatră și așa mai departe, ciopărțit. Deci cu Eminescu, dar de la ce ne-am luat? De la poeziile de dragoste. Dar ultima poezia lui, de i-au găsit-o? Ultima, printre ultimele poezii, știu că e poezia De ce nu-mi vii. De ce nu-mi vii? Da, în 1889 a scris-o. Vezi rândunelele se duc, se scutur frunzele de nuc, se așterne bruma peste vii. De ce nu-mi vii? De ce nu-mi vii? De ce, nu... de ce nu-mi vii? Mamă, cum era și băiat. Mamă. Atenție mare, la... Zie toamnă-i acum, se scutur frunzele pe drum și lanurile sunt pustii, de ce nu-mi vii? De ce nu vii? Hai, vino iar în al meu braț să te cuprind cu mult nesaț, să razi în dulce capul meu de sânul tău. Ți-aduce aminte când pe atunci când ne plimbam prin văi, prin lungi, te ridicam de atâtea ori, de subțiori. În lumea asta sunt femei cu ochi ce izvorăsc cântei, dar oricât ele sunt de sus ca tine, nu scăci. Tu înseninezi mereu viața sufletului meu, mai mândră decât orice stea, iubita mea. Ești bun, bă, și tu. Zici că suntem ăia Eminem, ăla, că tot e Eminescu. Eminem și cu ei, alții când se duelau ei în ale, mai, în alea, mai una, mai apropo de dragoste, una mișto. Tot de-a lui? Am avut acum un eveniment. Am fost la Târgu Jiu și am... La Ecaterina Teodoroiu. În fine, nu știu. La Ecaterina Teodoroiu, te-ai duci tu să o vizitezi acasă, e 2 lei intrarea, când mergi pe bulevard, pe partea unde dreaptă. Unde e, mă, Olăneștiu? În județul Vâlcea, cred. Sau un pe acolo, la Olănești, că am la Băile Olănești, ai fost și la tratament sau te-ai dus numai la... Nu, hai să zic, mi-am adus aminte, în timp ce mergeam, mi-am adus aminte de o nu știu cum să-i zic, poezie sau nu știu. Un târgușor aglomerat de cei cu afecțiuni renale, vacanță, ape minerale, e minunat. Și un râu cu unda ca de rouă ce taie stațiunea în două, e Olănești. De 4 zile am sosit cam indispus în stațiune, dar asta sincer vă pot spune că-s fericit. Nu pentru că mă lăcuiesc cu apă caldă și amară, de o boală strict imaginară, ci că iubesc. Iubirea încolcăiește în piept. Ador o blondă, o păpușă ce locuiește cu o mătușă pe malul drept. Desigur mi-a venit să o plâng de o legitimă suferință când am găsit o locuință pe malul stâng.
căci vadul larg și plin de glod n-avea ca alte vaduri pietre, ci doar la 4 km era un pod. Și mă gândesc, biet suflet Andru, cum să refac în faptul serii sublima melodrama Herei și a lui Leandru. Tiranii greu cu ape moarte, tu mi-ai pricinuit întreaga tristețe de a-mi iubi iubita doar de departe. Ofer ca Richard orice preț, drept care nu mai pot să trec. Dau calitate de burlac pentru un podeț. Asta cu e, mă? O știi? Cine a scris-o? A scris-o, cum îi zice? Că e cu Hera, care e soția lui Zeus, care e Junona. Da. E cunoscut? Deci el se ducea la tratament la Olănești, săracu. Ia zic niște nume. Păi de unde să zic niște nume? E cunoscut? Stai așa că zic, da, cred că e cunoscut. Caut acolo, că ne ajută asta. Păi dai-mă versurile. Ia, stați să vedeți acum. V-am zis că e bun și nu m-ați crezut. Auzi, deci dacă... Mircea Pavelescu, mă. Mircea Pavelescu. Sau Petre Liciu. Păi pe mine mă întreb... Petre Liciu, mă. Petre Liciu, stai, nu te du departe. Stai un pic, Petre... Nu te du, stai, lasă-mă un pic. Petre Liciu este bărbatul Elenei Liciu, una dintre cele mai mari balerine ale noastre. Da. Cred. Și, pentru că numele este foarte rar la noi, cred că Elena Liciu, deci nevasta lui, este mama, nu, mătușa lui Irinel Liciu, care este cea mai mare balerina noastră din toate timpurile, prin balerină la Opera Română și așa mai departe. Mamă, am văzut care că ai avut și o balerină aici. Irinel Liciu. Nu, ai avut o soprană. Soprană, mă, nu balerină. Iartă-mă. Da, e același lucru pentru tine, dacă ai idee. Nu e, eu. Deci, eu atâmpit. Irina, iartă-ne, Irina Baia. Iertați-mă. La sfârșit am făcut o manelistă, știi? Oh, de ce? Cea mai mare soprană de a noastră acum, în momentul ăsta. Ascultă, manele. Nu, a scos telefonul și cânta așa și eu i-am zis, poți să cânti, mă, Gică Petrescu, era să zic Gică Popescu. Și a început să cânte și am început să cântăm aici, la Cârciuma Dâncea. Mamă, e și manelistă. Și abia zis, eu sunt soprană și tu mă faci manelistă. Mamă. Bun. Irinel Liciu. Irinel Liciu, balerină imensă a noastră. Cea mai mare balerină din toate timpurile, Isadora Duncan, a mai povestit de 100 de ori și la Bobo și nu mai are rost. Moare strangulată de gât cu eșarfa pe care avea, pentru că mașina decapotabilă, eșarfa se învârtoșește pe roata din spate și o sturgrumă și ea coboară. Bun, dramă. Paranteză și cea care a jucat-o pe Ecaterina Teodoroiu pățește aproape la fel și decedează la Turda în 2000. Gun, gata, numai că ce lumea că a luat-o razna și am înnebunit. Irinel Liciu se îndrăgostește de Ștefan Augustin Doinaș. Ștefan Augustin Doinaș, mistrețul cu colț de argint, un prins din levand îndrăgind vânătoarea prin bun. Da. Croindu-l cu greu prin hățișuri cărarea, cânta din un flau de oși și zicea, veniți să vânăm un păturne cu prinsă mistrețul de colț de argint fioroce, zic că îl schimbă scorbul, ascunse copita și blana și ochiul sticlos. Uite cum e sacadarea. Copita și blana și ochiul sticlos. Vei, nenorocit, da? Cum e făcut? Ștefan Augustin Doinaș. Bă, să nu degreșesc eu. Doinaș să scrie într-un cuvânt, pentru că la bacalaureata cu câțiva ani au scris unii doi naș, adică erau doi naș pe tren. Mistrețul colț de argint îți place? Cum era? Ce pasăre neagră stă lună și plânge? Ce? Cum era, mă? Nu știu. Ce fiară ciudată mă umple de sânge oprind vânătoarea mistrețului meu? Ce pasăre neagră stă în lună și plânge? Ce veștetă frunză mă bate mereu? Stăpâne, mistrețul cu colț ca arginturi, chiar el te-a cuprins, vrohăințu, privește cum latră copoii gonindu-l. Dar prințul răspunse întorcându-se, taci. Mai bine ia cornul și sună într-una să sun până mor către cerul senin. Atunci a simțit după creștete luna și cornul sună. Fabule. Însă foarte puțin. Bun, Ștefan Augustin Doinaș, șmecher, dar mai avea niște legături cu oamenii de prin afară. Și atunci securitatea, băieții securiști, hop, vin și îl părăsc. Îl arestuiesc, îl bagă acolo jos la beci. Irinel Liciu, care era prietene cu nomenclaturiștii de pe atunci, pentru că era prin balerină, zice, scoteți-l. Mă, Irinel, nu e bine pentru tine, pentru că tu ești șmecheră, cum să scoți un derbede, un scriitor, ăsta e un pârlit, n-are două de un leu. Dar dragostea era atât de mare încât l-a scos de acolo. Au trăit. S-au îndrăgostit, s-au căsătorit. Irinel Liciu și Ștefan Augustin Doinaș. El scriind multe chestii interesante. Prin 2002, nu vreau să greșesc, suferă operație pe cord. Domnul Irinel Popescu îl operează, dar nu că e din vina domnului, și moare pe masa de operație. Ma. Și a zis, stați-mă un pic să mă duc până acasă, că viu și eu, i-a zis.
Și? S-a dus acasă, a luat o mână de somnifer, a murit pe loc, a spus să trăiesc fără el. Dar înainte de a muri, da, a lăsat... Mă, că ăștia tot la fel cum e și... Da. Știu, oameni cei care se uită la noi, băi, că numai Doamne, Doamne, îți dă și așa mai departe, dar, i-a lăsat un bilet. 14 cuvinte avea, dacă nu mă înșel. Dar am nebunit la povestima, scrie așa. Bă, Mircea Pavelescu a scris-o, mă. Mircea Pavelescu. Da. Mircea Pavelescu este... Stai, mă, să zic ce se scria pe ălea. Ce scria? Doamne, Domnul și Dumnezeul meu, o prea mare dragoste ucide. Deci Mircea Pavelescu a scris-o? Mircea Pavelescu, Mircea, da. Pavelescu este... Scărița se numește. Și asta e pe tatăl Tăriciu... sau e... Nu știu, știu doar autorii. Eu de asta Mircea Pavelescu. Stai, mă, lasă-mă un pic, că, păi lasă-mă un pic dacă le zice așa repede. E ceva cu Cincinat Pavelescu, dar nu știu ce e, dacă e unchi, dacă e tată, e... Mă rog, da, bun. Am lămurit-o și cu Petre Liciu și cu... Petre Liciu a scris-o pe aia, apropo de fotbal, cred, s-a îngrijit de mâini, de picioare, până și de unghii. Numai capul i-a rămas ca un lucru de nimic. Și zice, mai dau cu capul minge la fotbal, din când în când, știi? Dar nu știu pe toate. Cred că asta e. Fii atent că eu trebuie să ne oprim, că am luat o razna de tot. Te rog, și bă, să-și citesc, fii atent, să-și citesc, să te întreb la faimoasa rubrică Stai să auzi, care e după 30 de minute, ce e pe insulă pustie. Am ajuns la 30 de minute? Da. Mamă, ce repede trece în timp. 30 de minute, fii atent. Așa facem emisiunea, mă, eu zic, da, poezia, tu zici de autor. Și cine se uită la noi? Păi nu știu, oricum. Ce e pe insulă pustie? Ce iau eu pe, da, insulă pustie? Da, fii atent că ai voi doar un obiect. Obiect, nu persoane. Da. Păi dacă e pustie, nu poți să iei persoane. Păi ziceam eu că iau... Nu. Era pustie până să, nu, vin eu, că și ea, dacă, nu, ajung eu pustie... Nu, e pustie și când ajungi tu e cu un om pe ea, tu, ce e? Da, eu. Eu iau cu mine, cred că o să iau ceva de aprins. Bravo, să ai cu ce să faci foc. Să iau cu ce, că e... Cu ce echipă de fotbal ții? Nu ții, mă uit la fotbal de plăcere, țineam înainte cu Steaua... Îmi place să mă uit la Craiova, mă uit la, acum la Craiova foarte mult, la CFR Cluj, îmi place. Păi echipele pe toate, mă, cum, că nu poți, da, nu, să ai pe cineva. N-am, nu? N-am. Care e cel mai mare? Și n-am, atenție, nu zic că n-am, că, bă, că dacă zici cu aia, nu, tată, mă uit și la Rapid, îmi place, am fost la, pe stadion când a jucat Rapidul, frumos, rău de tot. Ăsta nou, ai fost pe ăsta nou? Nu, nu, acum vreau să mă duc, da. Da. Ai avut și galeria? Da, dar ei tot timpul, da, au avut galeria asta. Da. Care e cel mai mare actor român? Pentru tine. Pentru mine? Păi e pe acolo cu Dem Rădulescu și cu care a murit la cutremur. Toma Caragiu. Toma Caragiu. 4 martie 77, brocul de la Birlic. Grigore Vasiliu Birlic. 1970. Am zapele. 83. Deci da. Da, și eu m-am născut în 84, la un an distanță. Da. Cea mai frumoasă poezie, nu-mi zis în multe. Trebuie să fie una, cea mai frumoasă. Bă, prima care îmi vine e asta, Flaviei Buref. De-i știi ce greu mi-e uneori când uiți să aștern uitarea? De gânduri noaptea mea e o zi, dar nu-mi iau schemarea. Mi-e dor, mi-e dor de ochii tăi de azi, de mâinile tale, de părul tău ciudat și resfirat. Erai înaltul amețitor spre care când priveam vrăjită, inima-mi cânta. Să vii, atât voiam. Deși mai tremur și acum de tine când vorbesc, n-ai vrut cum am vrut eu, dar ce mult te iubesc. Te alung din inimă să nu mai știu, să nu mai știi, dar când uitarea uiți să aștern, revii și împotriva mea înțeleg cât mi-e de dor, cât mi-e de dor. Bă, mi-a rămas aia mintea a ta. Te-am rugat să plec, abia plecasei, te-am... Tudor Arghezi. Mama. Și o cântă muică Tudor Gheorghe. Tudor Gheorghe, hey, Doamne, hey! De-abia plecasești, te-am rugat să pleci. Te urmăream de-a lungul molatei cipoteci. Nu te oprise gândul fără glas. De ce ai plecat? De ce ai mai fi rămas? Arghezi, bă, care era... Arghezi. Am mai zis-o cu Arghezi. Când l-au sunat, l-au sunat și i-a zis... Dar cu ce se ocupa el, mă? În Arghezi? Era și în politică? Nu eram politică, dar în primul război mondial iubise germanii și în momentul în care ei au plecat, așa, a petrecut niște luni pe la penitenciar la Văcărești, fiind acuzat de colaboraționism. Văcărești, unde-i Delta acum, acolo era penitenciarul. Și el a decis, după ce era căsătorit, a zis, măi, eu cred că o să stau mult pe aici, pe la penitenciar, că mereu mai scrie actorii, pac, se duce acolo și atunci a luat casă vis-a-vis la Mărțișor. A luat casă intenționat acolo ca să poată să-i aducă nevasta chiftele și... de astea clătite la pușcărie când era zi de vizită. Hai să nu facă femeia drumuri multe. A avut doi copii,
Bun. Testamentul acolo l-a scris aia cu nu-ți voi lăsa cum era, drept moștenire după moarte decât un nume înscris pe această carte. Din bube, muci, gaiuri și noroi, iscata frumoase și lucruri noi, copiată de la Baudelaire. Mă rog, am luat o razna, de tot, clar. Mamă. Nu mai se poate face nimic din noi. Mamă. Dar ce este interesant, și am mai zis asta, este că el era cu o maimuță, cu iertați-mă, cu o prima, cu o fată mai tânără. Când a sunat telefonul și a zis de la Uniunea Scriitorilor, suntem, se organizează o excursie în RDG și șeful de aici, de la noi, vrea să vă cheme repede ca să semnați, să nu știu ce, ca să vă ia în excursie acolo. Puteți veni? El era cu prințesa pe picioare, aia tânără. Tânără. Și a zis, dacă pot, nu vin. Dacă nu pot, vin. Lăsați-mă un pic, a zis. Dacă pot, nu vin. Dar dacă nu pot, vin. Hai că le știai pe astea. Tudor Arghezi. Tudor Arghezi, care s-a dus la... Nu mai gata că le povestim de 400 de ori. Zi-mă că eu am multe fabule de Tudor Arghezi. Ce ai? Mâhniri de tânăr cărturar. Acușiața. Bă, Acușiața. Ia, o știi? Da. Nene, mă, cum era? Bă, poate mai sar un vers, dar zic ideea. Nene Acu, țața ața și petrecură dimineața pe un cot de postav sau șeviot. Nu prea știu porecla lor pentru că nu sunt croitor. Acuzise, ce aiață azi dă te încurci mereu și cazi, când te rupi și te înnozi la un fir cu două cozi. Ața zise, tu mi-o spui că mă duci așa, hai hui, ia mai bine țineți gura și fă dreaptă în punsătura. Văd că lucru nu ți-e drag, coși două zile la ună drag și nu te-am văzut în stare să pui niște buzunare. Te-ai întors de atâtea ori de la bum la cheotor și cu toate că ți-am spus că îi pui strâm mai jos, mai sus ca un încăpățânat, unii nu mai ascultat. Și clientul și patronul au văzut că pantalonul încercat a treia oară tot unii cade și nu-i vine cum se cade. Ia nu te mai îngânfa, luată ar naiba să te ia, cine e treaba nu și-o știe, ia o altă meserie. Acuzise. Tu mi-o spui? Nu, acuzise. Te-am simțit de o vreme, ață, că ai ajuns-o cam îndrăzneață. Altă treabă nu mai ai de te ții de mine, scăi? Nu pot ca să fac un pas că-mi dai una peste nas. Nu-i destulă o rușine ca un masc atârn de mine? Mult o să te mai rap și carpă, că parcă ți-aș fi fost măgar. Nu vezi că ai îmbătrânit și din alb ai negrit? Tu ești ce fusește, ață? Îți dă uite și mustață. Că m-am însurat cu tine... Nu te săturai de bine, ai uitat? De când te-am luat de pe ghem că ți-s bărbat? Și de aici continuă. Bună rău. Da. Bună rău. Da. Duceți-vă la Mărțișor dacă aveți posibilitatea, cei din București, la San Plața, de la San Plața, să lăsăm San Plața pe dreapta coborând spre Văcărești, delta Văcăreștiului pe dreapta, pustie acum, și pe partea stângă pe un povărniș este vila de la Mărțișor. Foarte mișto este acolo. Ce se întâmplă acolo? Unde a fost casa memorială? Este casa memorială și unde este îngropat înăuntru Zdreanță. Zdreanță, cel cu ochii de fai. L-ați văzut cumva pe Zdreanță, cel cu ochii de fai? Zdreanțăros de frumos, dar e frumos. Se află pe partea dreaptă acolo și aici zice, aici odihnește Zdreanță. Știu că mulți dintre voi să vă gândiți la porno, la Zdreanță, la unele dintre... Dar nu e treaba noastră și nu e frumos să vorbim, că ați mai văzut că mai circulă pe rețelele rețelele de socializare, Tudor Arghezi. Și mai este aia faimoasă când se duce la unitate militară, le vorbește studenții... Tudor Arghezi? Da. Ce le vorbește? Le vorbește soldaților. Și îi spunea, eu când am fost în safari, ai că știi pe ăsta, l-am zis de 400 de dolari, știe. Mă jur. Am fost în safari neinstruiților, cu basca aia dumnealui pe cap, cu moți așa, și a venit un leopard și am scos pușca, poc, l-am împușcat în moale capului. Bravo, maestre, ești imens, bravo. Și a mai venit, mă, neinstruiților, un rinocer, era un rinocer cu un corn alb, așa, mi-aduc aminte, am pus pușca, poc, în moale capului. Bravo, maestre, bravo. Și, mă, neinstruiților, a venit și un leu și cu un coam, aia lui Fogani, poc, am tras în moale capului. Și acum venea și un ghepard, am pus și m-am pișat pe mine. Păi zice, normal, maestre, nu mai aveți gloanțe, că ați tras în continuu, venea ghepardul ăla, 120 la oră. Nu atunci, măi, dobitocilor, acum! Mamă, asta e adevărat, mă? Eu zic că e adevărat 100%. Tudor Arghezi. Da, eu am participat la niște conferințe de presă cu Mițur Arghezi, cu fata dumnealui, cu marele Corneliu Vadim Tudor. Vai, care la 10-a pagină obosea și zicea, Mițura, dăm ochelari. Și cotea ochelarii, era un presidiu la Partidul România Mare, numai octogenari și nonagenari acolo în sală. Știi, adormeau toți, orică, iau tare. Că dumnealui citea câte 30 de pagini și obosea ochii după Corneliu Vadim Tudor. Corneliu. Pornea la început șmecher și după 10 pagini, bă, că citea, scuipa așa pe mână și dădea pagine. Mult. Mițura, dăm ochelarii. Și dădea ochelarii. Vai de mine. Da.
6 ore am stat în casă la... Bun, ți-au folosit poeziile astea la ceva? Ai agățat tu ceva cu ele? Nu, nimic. Mă, că nu poți să te vezi cu o fată să și zici, să începi să-i zici. Hai să zic o poezie. Nu, stai un pic, că mai voiam să mai zic ceva. Deci mergem la Mărțișor. Așa. Și de asemenea la Muzeul Literaturii Române. Duceți-vă și copiii. Nu sunt plătit de Muzeul Literaturii, să zicem asta, dacă tot am vorbit despre... Se găsește manuscrisul, era să zic original, că dacă e manuscris, normal că e original. La Steaua. Pleonat, la Steaua lui Eminescu. E o cale atât de lungă că mii de ani au trebuit lui Dinamo să o ajungă. Mamă. Adică e cu Steaua. Iertați-mă, nu e cu mii de ani. Da? Și acolo este manuscrisul cu corecturi cu tot. Foarte frumos făcut Muzeul Literaturii Române. A fost pe Bulevardul Dacia, în fața la statuia la Brătianu, acolo lângă. I-au izgonit de acolo. Au găsit un spațiu mult mai mic. Acum Muzeul Literaturii știu unde este. Muzeul Literaturii este spate la Biserica Albă, sau cum se cheamă aia de pe Bulevard, de vis-a-vis de Hotel București, de Ramada sau ce e acum acolo. E o bisericuță aia albă. În spate aia acolo. De... Aia mică, de la... Era Ștefanel înainte acolo. Mă, Hotelul București, ATN Palace, în spate da, la ATN Palace. Da, în spate la ATN Palace este Muzeul Literaturii Române. Senzațional făcut, din păcate spațiu mic, dar duceți-vă, pentru că acolo sunt foarte puține lucruri ale lui Eminescu, ăsta originale. Da, din păcate. Noi nu prea mai avem grijă Muzeul de literatură. A zis că a fost o singură doamnă la mormântarea dumnealui. Vai de cap, îmbrăcată în negru și cu accent moldovenesc. În afară de Veronica Miclă, cine putea să fie? Ia. După care doamna s-a dus acasă, a luat arsenicul și la revedere. Deci nu ți-a folosit la nimic astea. Nu, mă, le-am recitat pe unele, am apucat să le recit, altele nu. Altele le vedeam recitate la alții și le învățam eu. De exemplu, repetabil la povară. Păunescu. Alu Păunescu, da. Am jucat fotbal cu dumnealui pe stadionul Cotroceni și aveam o etate de 16 ani. Tu? Da. Și dumnealui era îmbrăcat în trainingul echipei naționale. Și am dat o pasă greșită și a oprit meciul. Opriți! De unde Paștele mă l-ai adus pe ăsta, George? George era George Mihăiță. Eu jucam la Salut. Bă, pentru lasă-mă, da. Cu domn director, acum e director da. La... Da, da, domn director. Și domn director zice, păi de unde să-l aduc? De la revistă, de la Salut. Câți ani ai, puștule? 16. Și eu zic 16. George, ce Paștele mă să-i facem? Reînființăm Dacia, da? Vai de cap. Nu zice, maestre, dar la mine toți sunt așa, 16, 17, 18 ani, că e revista Salut de tineret. Dă drumul la minge, puștule, dacă nu poți să o dai direct la mine, nu mai da, ai înțeles? A tremurat tot, îți dai seama că ce să mai... Pe stadionul Cotroceni, Bardu îmbrăcat în trainingul echipei naționale, roșu, galben și cu dungilele așa și nebune. Mama mea. Când s-a dus la Ceaușescu, știi, și trăgea Ceaușescu în nimerea și el zicea, maestru al vânătorii este... Tot ce împușcă, îl doboară. Și Ceaușescu nu nimerea nicio rață, nimic. Și a zis, măi, ești, lasă ce ce împușcă, n-ani. Zice, însă rața geto dacă și împușcată tot mai zboară. Bă, ești tare de tot. Asta e lungă, mă, repetabilă. Da, dar e frumoasă. E frumoasă, da. Și eu cum n-aveam, mai știi? Eu cum n-aveam tată de la 7 ani. Da. Asta n-am știut-o. Da. Am crescut fără tată de la 7 ani. Și asta te atingeau sentimental. Că zice, cine are părinți pe pământ, nu în gând, mai aude și în somn ochii lumii plângând. Că din toate, cel mai greu e să fii nu copil de părinte, ci părinte să fii. Asta zice mai spre sfârșit. O știu pe toată, cap-coadă. Mama, asta da, ne blocăm un picuț. Da. Mă, dar rămăsesem la Eminescu. Suntem ca bătrânii nici biciu, știi, și aduc am. Ha, nu știu că ți-am zis, eu am 56. Asta da podcast, mă, de cultură. Băi, tată, unde dracu, în ce podcast zi tu mie? Înveți să mai recită. Eu m-am gândit tot timpul să mergem la o televiziune să propunem să facem un concurs de recitat. Nu noi doi, să nu vină șmecheri. Nu să uită oamenii? Nici la dar l-a înghițit săbile alea și la aia care dă jos cu sfoara, tot respectul. Păi oamenii au nevoie de interactivitate. Au nevoie oamenii de... Adică dacă vine unul și recită repetabil la povară, nu? Schimb canalul. Aoleu, stai așa un pic. Stai. Stai că suntem bătrâni și uităm. Iartă-mă. Am cadouri. Iartă-mă, da. Iartă-mă și din dragoste. Mine. Iartă-mă pe mine. Trebuie să-ți dau cadouri de la prietenii noștri de la Zenith. Fii atent. Ia, mă, ia. Că nu știu ce... De ce, mă? Băi, nenorocit, mă. Nu, că nu fac glume. Stai să văd că trebuie să și citesc de aici. Deci fiți atenți. Avem două chestii. Bă, mare butonul nou. Temporizator. Pornire, blocare, mod, masaj. Păi ce facem, măi, le dăm lui, că pentru mine nu-s bune? Bă, ajuns deci, fii mare, atent, din partea băieților de la Zenific, zenific.ro, asta este pentru tine. Beneficiile terapiei prin electrostimulat. Hai, lasă-mă, dracu. Pac, pac, nu mai nimic, ești ca nou. Mama mea. Și asta pentru soție, că nu venim așa, ne batem joc cu mâna goală. Ia uzi.
Atenție, rollerul este fabricat manual din cuarț roz, 100% natural. Ia fi atent aici. Ia. Ce e, mă, ăsta? Păi de soție acasă, nu-i pentru tine. Bă, să nu le încurci, să te dai tu cu rollerul să-i dai. Ăsta merge și la dumneai. Bă, Cătăline, a ajuns mare. Mare, mare, știu, să vede, 114 kg. Nu, mă refer la astea, cu publicitate. Dar fii atent, nu, dă-le deoparte, că oamenii nu. Bă, Cătăline... Cătăline, mare, da. Să mor eu, zici că ești Dani Oțil, mai tare decât Dani Oțil. No, Dani, că la n-are podcast. Dani e un. Fii atent. Da, fii nici atent. Tu nu faci la toate. Dacă intrați pe zenific.ro și băgați vreau să știu, aveți minus 20%. Eu zic că nu-i decol. La astea? La astea. Să-i facă cadou cum ar veni. Da. Atenție. Dacă vrei să faci cadou cuiva, intri pe acolo cu reducere de 20%. Păi eu zic că e treabă. Cât e asta? Cât costă? Nu știi. Intre acolo și vezi. Și eu dacă văd, îl bag și eu la 30% pe la jumătate. Bă, nu fii obraznic. Le iei și te bucur de ele. Da, astea bă, da, pentru invitați. Păi stai, mă, ne-au oprișene și noi, deci astea cu 20%. Da, băiatul a vorbit cu băieții de la Zenific, frații noștri, și a zis, bă, hai să dăm și ei oamenilor ceva gratis. Fără să facă nimic. Astea. Fii atent. Follow at Zenific pe Instagram. Dai un follow, bă, oricine are Instagram. Și le dă oamenilor... Fii atent. Like postării, giveaway-uri cu giveaway-uri. Vreau să știu pe Zenific, pe pagina de Facebook, în ziua în care se postează podcastul cu tine, adică vineri de la 19:30. Să dea like la ala și da? Share. Facem un random din ăsta și în episodul următor anunțăm câștigătorii premiilor Zenific. Și acum anunți vreun câștigător pentru podcastul trecut? Nu, începând de astăzi începem. A, de la, cu mine, mă, da, bă, mor. Bă, cum deci, ce rugăminte avem? Când apare podcastul 19:30 vineri, intrați... Mâncarea de unde? Păi n-am mai zis mă o dată de la atelierul de tarte.ro? Cum îl cheamă pe băiat? Răducu Darie, fratele nostru. Răducu Darie. Da. Să facă și el concurs, să dea la oamenilor de mâncare. Că facem mâncare bună. Păi dă mă, nu ți-a dat ție, ha, mai... Da, da. Facem că mâncarea bună. Data, atenție. De data viitoare. Atenție. Atelierul de tarte nu înseamnă numai tarte. Are și pizza fomiță. Mamă. Uite-te puțin, că asta mănâncă de când am venit. Cartofi, hamburger, cheeseburger, degețele pline cu... Gata, că... Da? Bun. Mă, unde am rămas? Noi nu recitam ceva. Da. Dar ce recitam? A, ziceam oamenii să ducă la Muzeul Literaturii Române. La Tudor Arghezi. La Tudor Arghezi, la Mărțișor. Sunt foarte puține, din păcate, case memoriale de scriitori în București. Mai e Dănuț Barbilian, Ion Barbu, la Cotroceni, acolo, la Beznărie. Aha. Enighel, Riga Cripto și Lapona Enighel. Enighel, Enighel, ți-am adus frastie, dragi, de-i pune în puia, care era un pic așa... Profesor de matematică. Și cred că nu sunt 5 case memorie, 4 case memoriale de scriitori. Păi de... mi-a venit în minte de Petre Liciu, ți-am zis eu. Da, așa. Da. Drăgan. Și pe asta ai învățat-o? Păi le știu pe toate, am multe, n-avem noi emisi, n-avem bun, noi. Dar bă, dacă... tu nu înțelegi că eu mergeam din Dragomirești. Așa. Până la Ministerul de Interne și stăteam cu capul pe geam. Ce, mergeai pe jos? Nu, mergeam cu 421, după care luam 336. 421 care te lasă la mine, la bisericuță, luai nu de la biserică. Nu mai băiatul meu, nu mai băiat, că acum s-a schimbat... Dar luai de la biserică, de pe strada... Dar trecea pe la Pusului, trecea pe, da. Se ducea capătul Gorjului și la Gorjului făcea dreapta pe Moinești. Să trăiești. Bun. Acum, dar mai nou, avea capătul la Pusului. Știi unde era Pusului? Ăla era capătul la 421. Pe urmă s-a mai lungit, că... Eu bun, dacă treceam veneai... de Gorjului, mă rătăceam. Luam 336 de la Apusului. Bun, că și... avea capătul. Bravo. Era Icarus de la Galben, frumos. Nu veneam de acolo, da. Și pe urmă mă ducea, unde? La Cismigiu covoram. Și luam ușor pe Stăluță, pe lângă McDonald's, drept înainte. La... Perfect. E, și eu când stăteam, făceam 25 de minute, da. Tot. Dar toți de acolo le știați pe astea? Sau numai tu? Nu, mă, eu, ce dracu. Bun, și acum, la modul sincer, de ce n-ai dat la un EATC, la IATC, cum păi ziceam noi? Am fost la Spiru Haret, n-am încercat să dau. Am făcut acolo pentru că eu, făcând și spectacole de magie, deja începusem, am făcut doar un an de zile. Dar de magie când te-ai apucat concret, când a fost primul spectacol? Am zis că nu vorbim de magie, dar nu păi facem niciun... Păi atunci când m-am angajat ca Ronald McDonald, după 3 luni de zile, când ți-am zis cum am păi cât, mă, nu mai ții minte, ești boșorog? În urmă cu 20 de ani, că fac chestia asta de 20 de ani. De 20 de ani faci astea, de furceasurile la oameni? Da, 17 ani. Deci acum ai 49? 38. Mulți înainte. Ce faceți cu cei 38 de ani pe care aveți, stimate domnule Robert Tudor? Cui nu dați? Știu, nu mă gândesc niciodată la vârstă. Eu aș vrea și când sunt bătrân tot așa nebun să rămân. Da? Da. Să fii ca Benny Hill, înaintarea mea cu mintea s-a oprit la 17 ani, asta a zis pe patul de moarte.
Da. Dar lui avea 50 ceva, știi, 60 ceva cât avea. Însă, da, chiar de Benny Hill îți place? Da. Genial sunt oamenii ăștia care au scris istorie. Dar n-am cum, Doamne apără, iartă și păzește, să nu te întreb de astea cu magie. Știu că te-ai dus până Las Vegas și ai fost la... Mă duc luna viitoare, mă duc în Las Vegas. Noi n-am fost la Giurgiu de două ori și ăsta. Dar câte ori ai fost, mă, la Las Vegas? Cinstit. Asta e a cincea oară. Bă, n-am fost la Giurgiu să mănânc și eu un pește, o scrumbie, o la podul prietenie să-l văd și eu n-am fost de 5 ori. Da. L-am văzut toată când m-am făcut pioner. Da, mă, dar acolo e, mă duc pentru experiența pe care o capăt de fiecare și dată. Și te duci la David Copperfield, la David Copperfield? Da, acum este un congres al magicienilor acolo și eu mă duc Magic Life, se numește. Deci voi sunteți un fel de Harry Potter. Că nu mă ia-ți găseau până. Ăștia acum se făcea s-a făcut anul ăsta și în Blackpool. Mă duc în fiecare an în Blackpool. Iubește frumos. Da. Te-am respectat. Dar n-am fost, pentru că n-am mai ajuns anul ăsta, că s-a ținut în februarie. El e patriarhul vostru, David Copperfield, sau mai sunt și alții? Pentru mine David Copperfield este cel mai bun, da. Da. Mai este unul, Franz Harari, cu care vorbesc eu. Pe Franz Harari e un fel de David Copperfield. Și tu vorbești cu el? Da. Vreau să-l aduc în România. Eu, visul meu este să fac un muzeu de magie în România. Muzeu de magie, dar nu vreau o căsuță. Tu vorbești serios? Vorbesc foarte serios. Și ce să expui în el? Sunt numele de magie, o să aduc muzeul de magie din Franța, pentru că am vorbit deja. Sunt pași, am citit cărți, pași simpli către vise imposibile. Și asta o să... Ai luat o razna cu astea cu... Serios, asta chiar te ajută. Și pas cu pas fac. Am vorbit, mă ajută cei din Franța ca să împrumut pe ani de zile alea de acolo, pentru că alea costă milioane de euro, tu înțelegi? A, și să le aduci aici să le expui și după aceea să dai înapoi. Adică copilul ce face? Vine la muzeul de magie, apasă pe un buton și vede cum se întâmplă tot efectul. Că înainte erau, se făceau din... Era un omuleț. Un omuleț, era tot un sistem, știi? Și asta era magia, pentru că și ceasul, știi cum a apărut sistemul ăla de ceas. Totul apăsai pe un buton și se întâmpla magia. Și ei le împrumut așa? Sau îl țin? Păi nu, mie, ție. Pentru că îl cunosc pe directorul, pe Bogdan de acolo, de directorul... Cum, pe Bogdan, e român? Da, e un român. Directorul muzeului de magie din Franța este un român? Da. A pârlit ceva, le-a luat ăla ceasuri, da? Nu. Am și un filmuleț pe YouTube când am fost la el și mi-a povestit foarte tătătă. Păi știu, de ce nu ne-ai zis asta, mă? Eu? Să știe? Păi nu mă laud eu, mă, așa tare, cerec. Tu mă știi. Deci muzeul de magie. Toți care mă văd zici, uite și pe ăla. Muzeul de magie, frate. Da, tare. Muzeul de magie. Dar noi am avut tradiție. Atenție, eu vreau să fac muzeul de magie în România, combinat cu în Los Angeles, pentru că mă duc și în Los Angeles. Este Magic Castle. Acolo te duci, intri numai îmbrăcat la costum și vezi spectacole de magie și poți să iei masa acolo în seara aia. Și tu te duci acolo? Mă duc deci acolo, ai bani, da. Mă, merge asta cu pârlitul ceasului, deci, și cu două, un as de treflă și unul. Nu, dar doar pentru merge, că am muncit ăștia 20 de ani. Sunt foarte glumim solicitat acum la evenimente. Și ce se întâmplă? Când ai un produs pe piață, fiind cererea mare și expunere, prețul crește, ca să nu te poți duce la toate evenimentele. Că astfel m-aș fi dus la toate evenimentele, știi? Dar te-ai apucat de Anglia de ceva vreme, adevărat? Anglia, adevărat. Spectacole de magie prin Anglia, da. Au mers foarte bine. Și pentru români și sau numai pentru români? Numai pentru comunitățile de români. Am fost în Londra. Da, am văzut să-l pline. Da. Ia, da. Avem niște poze? Putem să le vedem? Avem poze. Bă! Da, aici e prin România, să știi, pentru că am pornit anul ăsta imediat după pandemie, când s-a dat drumul, am pornit... Îi prostești și pe ăștia mici, mă, le iei ceasuri de șostura mici? Nu, la copii nu, îi învăț lucruri educative, să știi. Îi învăț să aibă încredere în ei, pentru că prin magie, atenție, noi... Astea mi s-au tras mie din familie, că eu fiind cel mai mic, ziceau cel mai mic, și asta mi-a rămas în cap, că sunt cel mai mic, că nu pot, că nu știu ce... Copiii au nevoie de încredere, să-i încurajezi tot timpul. Și eu asta fac prin magie, le dau lor încredere că ei pot, le dau puteri magice. Și când ajung acasă, mami, unde sunt puterile? Unde sunt? Păi da, mă, și trebuie să ai încredere în tine, știi? Pentru că li se întâmplă lor. Astea. Ia, hai să mai vedem. Ia uite, cu asistentă, aici la Timișoara, două spectacole sold out. Asta îmi place la voi magicienii, că aveți asistentele astea. Da. Bravo. Alina Radu. Să rămână Alina. Să străia. O tai cu sabia în două? O tai. Zi, mă. Deci ai la fiecare spectacol altă asistentă? Nu, bă, ești nenorocit, bă. Păi dacă tai cu sabia. Auzi, să faci înainte de asta, să iei momentele astea când mă întreb tot. Păi nu, mă, pe bune ia, zic. Ia, dă-i mai departe. Ia. Ia,
Uite asta cu balonul, ba. Aici sunt. Ăla-i la... capul tău băgat acolo? Da, da, cărțile, ba, cărți acolo și o găsesc, și o găsesc. Băi, balonul ăla-i pe capul tău băgat? Da, băiatul meu, da. Aici, asta este cea mai frumoasă, una dintre cele mai frumoase săli din România. Se află la Deva, aici. Unde e acolo și a sus Decebal pe munte, pe dealușorul ăla, pe muntele ăla? Ăla, pe Decebal. Decebalul Sperus, da, Corilos. Bă, sus. Bravo. Da. Și cred că prima mai îmi place foarte mult la Târgu Mureș. Ia, următoarea. Aici unde era mai? Bă, 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 pace. Nu, nu, aici la Botoșan. Uite ce scaune aici. Botoșan. Deci tu te duci în toată țara asta, română. Te-ai scos de la întreținere? Nu mai ești la întreținere, bă. Te-ai scos de la întreținere? Nu, am casă. Că dacă pleci, ai casă, că merge asul de treplă. Nu, bă, stai, mă, că m-am de o viață întreagă asta la casă, la Dragomirești. Dar acum nu mai stau la Dragomirești. Dar unde stai? În București. La casă? La casă, da. Bravo. Ai și tu curte cu grătar, sectorul cu astea frumos. Sectorul unde m-am născut, da, da. Bravo. Da. Îngrijesc, ca sunt un gospodar, bun gospodar. Aici unde crezi că sunt? Aici la Bacău, la Bacău. Următoarea. Fain, uite. Aici tai copiii, bă! Copilul cum stă drept, da? L-ai luat în sală și l-ai ținut așa drept? Da, 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 da. Bă, să nu ne punem rău cu tine. Să nu ne punem rău cu tine, că rămânem așa. Aici, la Timișoara, era încă restricțiile, erau cu 50% capacitate. A, de aia e. Dar zi-ne ceva, noi am avut școală, dar eu în afară de Iosefini, nu știu. Iosefini, un bun magician, tatăl sau fiul? Păi, de tată vorbim, da. Tatăl, da, da, dar tatăl nu mai e între noi de vreo 20 de ani, dacă da, nu mai e bine. Da, nu mai este, nu mai este. Iosefini ăsta la altul nu prea îl știu, ăsta, cel mic e ok și da. Eu zic că e ok, n-am cum să vorbesc niciodată un magician de rău. Nu, nu, nu. Din breazla mea, cei care prestează și fac arta aceasta. Dar Everestul vostru la care vă rugați voi așa, cine e? Houdini sau cine? Pentru mine David Copperfield. Ah, deci David Copperfield. Da, 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 pentru mine. Da, mai sunt mulți. Dar de ce nu mai face pe aici până neori? Îl dădea la televizor. El face în Las Vegas și atât. Acum, da, da, da. Dar n-am mai îmbătrânit și el. Eu mă duc acum la show. Mă duc și să-i văd spectacolul. Băi, Robertino, acela spectacol. Dar el avea acum 30 de ani, până 92, când dădea TVR-ul, că era și țitorul lui Claudia Schiffer. Aia, da. Avea, da. Câte mă să dai? Câte să dai? Păi da, dar a mai trecut 30 de ani, el nu mai îmbătrânește? E tot extraterestru, mă, cred că e extraterestru. Ăsta o recita și el poezii? Nu știu, nu știu. Dar tu le-ai mai uitat? Adică le mai știi pe toate 118? Bine, așa, dacă le treci odată. Dar le știu începutul. Dacă îmi zici începutul, de exemplu, hai să zic o de-asta. Boarea tremura smochinii împletiți printre uluci, iar în poartă muiezinii dorm în fesuri și în papuci. Într-o zi, Ahmed, sultanul, pufăind în arghilea, l-a chemat pe Ali ministru și a poruncit așa: dacă nu mi-aduci o listă cu toți proștii până mâine, pun să ți se taie capul sau te spânzuri ca pe un câine. Să trăiți, porunca vă va fi îndeplinită. Și a doua zi ministrul i-a adus lista dorită. Deci ce a cerut? O listă cu toți proștii, da? Stă Ahmed să se încrunte și apucă ia taganul, căci pe listă, chiar în frunte, l-a trecut chiar el, sultanul. Și a zis asta: cum de îndrăznit tâlhare, că te tai cu un cuțit să mă treci drept cel mai mare și mai caragios tâmpit? Te-am trecut, a zis Ali, dârs și plin de cutezanță. Fiindcă ai dat 5.000 de galben lui Abdul fără chitanță. Dacă ai dat fără chitanță și n-ai martor vista voi, păi atunci slabe speranțe să-ți vezi cai înapoi. Ți-a promis el că ți-aduce cai de cea mai bună marcă și uite, a trecut o lună și a uitat să se întoarcă. Dar ce te faci tu, câine? Zice Ahmed să se descarce. Dacă Abdul cu cai mâine ori cu banii se întoarce. Păi, ce să fac? Răspunse Ali, ploconindu-se fidel. Păi atunci te șterg pe tine și îl trec tâmpit pe el. Bă, cum ar veni? Imens. Da. Imens. Bun. Ăsta cine e? Stai puțin. Ai încercat și cu lecitină? O nu, pastilă de lecitină? Mircea Pavelescu, el e Mircea Pavelescu. Bă, dar tu sunt Mircea Pavelescu? Nu, el, chiar el e Mircea Pavelescu. Că și ce se întâmplă cu o pastilă de lecitină 30 de zile, dar te ții de ele, te mai lecitină, ajută să eu, știi. Eu, păi n-am nevoie, mi-l aduc, da. N-am nevoie să mi-aduc. Mi-aduc bine, nu mi-aduc bine aminte, la revedere. Eu oricum nu stau, că nu ții minte numele oamenilor. Uite și cu numele poeților. 84 nu? A fost un an bun, că uite, noi 84? Ne-am calificat pentru prima dată în istorie la un campionat european de fotbal. Bravo. Știai treaba asta? Bravo. Ne-a dat gol Nene cu Portugalia. Da? Da. În 86 Steaua a câștigat Cupa Campionilor. Da. Băiat, da. Bun. Fii atent că am niște întrebări. Ai tras cu ochiul aici? Nu, nu. Hai să zic una tare, fii atent. Ia zi. Dar te concentrezi. Da. Ce? Fii atent. Da. Ascultă-mă.
Nu le răspunzi la mișto. Nu. Ăsta este podcastul cu numărul 10. Ăsta. Pe care îl tragem acum. Da? Ighe Hagi. Și prietenii noștri de la Unibet au zis așa. Bă, nu știm cine este invitat. Aha. Dar la podcastul cu numărul 10, ei oferă 500 de euro. Fii atent, nu te grăbi, că nu ți-i dă moca. Avem 5 întrebări, trebuie așa. Să muncești. A 100 de euro fiecare întrebare. Da, băiat. Câștigi 100 de euro, mai ești tu, porumbeie aia, iepurie aia, ce mai ții tu acolo, raton, ce scoți tu din ălea, da? Așa. Dar eu trebuie să răspund, da? Trebuie să răspund la întrebare. Nu e pe timp. Nu te arunci ca pătărnichea, hap, nu, ca, ca crăpceanul în gura acului. Bă, dar să nu-mi acului. Dai, să nu-mi dai. Da? Nu faci haț. Auzi, să nu-mi dai cum îl chema pe soldatul care... Nu. Noi tot timpul ideea este să dăm premii, nu să dăm marcă, le avem. Dă-mi și mie de-astea, cât a durat războiul de 100 de ani. Că n-a durat 100. Da. Fii atent. Băi, te concentrezi. Da. Cine a scris David Copperfield? Nu ăla de taie. Deci e pe ăsta bănesc că îl cheamă așa după cartea lui Barosanu ăsta. Da. Nu te grăbi. Dickens. Știe, bă. Este? Adică eu acum trebuie să zic că ai 100 de euro? Am 100 de euro. Da, auziți, dar nu pot să-i dau eu întrebările astea să mă întrebe el pe mine? Ba da. Nu. Mai pune, am 100 de euro până acum, da? 100. Ia mai zi. Fii atent. Ai zis că acolo l-am prins. L-am îngropat. Fii atent. Steaua aș cadă două ori în finala Cupei Campionilor Europeni. Așa. Odată toată lumea știe, 7 mai 1986. La penalti cu Sevilla. Știe, mă. Fii atent. Și am mai jucat odată cu AC Milan. 4-0. 4-0. În ce an? Nu te grăbi. Bă, i-a omorât 4-0. Nu te grăbi. La Revoluție, 1989. Acum eu și trebuie sau să zic, mă, că ai 200 de euro? Ai 200. 200 de euro! Bine, băiatul meu! Zici că stai la Rubingo, să nebunesc. Bă, mai dă 10 ca să fie 1000 de euro. Fii atent, că te-am prins. Bă, nu, mi-i dai. Ai văzut cina cea de taină tablou? Ai fost să-l vezi? Da. L-ai văzut? Da. Fii atent, da, că aici te prind că confunzi. Cine l-a pictat? Deci ai văzut cina cea de taină? Cu 12 apostoli de stau... Păi asta era următoarea întrebare. Băi, tu zici cine l-a pictat? S-a încurcat. Fii atent că dai 100 înapoi dacă pierzi. Nu, mă, stai mă. Tec. Da Vinci? Leonardo da Vinci. Da, mă, că e și filmul, mă. E și filmul, că avea de-alea... Câți apostoli au fost, mă? Păi am zis 12. Dar, mă, deci... știi cum stăteau... Asta e a patra întrebare? 400 de euro? Ai 400 de euro. Ziceam hai să ne oprim, că e târziu, e seară. Păi e... hai să luăm și patra, a cincea. Fii atent. Deci ai recitat tu, din Caragiale ai zis vreodată ceva? Din Caragiale. Ai jucat ceva vreodată? Am jucat, da. Clodiru cu mastică care mi-a reperează dat... mie. Bun. Da? Bun, dar onoarea mea nereperată cum rămâne? Da, cum asta rămâne? Cu Clodiru cu mastică? Da. Fii atent. S-a născut în satul Haimanale. Așa. În anul și am plecat acasă, că e târziu. Ia fiți atenți. Ia. Uite cum beau cu degetul în sus. Se vede la cameră cum beau cu degetul un pic în sus? Ca șmecheri. A 360 de ani. A murit în 1912 și s-a născut la 2 ani distanță față de Mihai Eminescu în 1852. Și Eminescu s-a născut în 1850 și a murit în 1889. 39 de ani. Răzvane, trebuie să-i dăm bani, ăsta e un... Mai zi, mă, Minulescu, știi ceva de Minulescu? Da, că a fost francmason. Da? Uh-huh. Bă, nu știu. Uite, asta și că a fost directorul artelor. Da? În 1922. Cred. Minulescu nu e cu ochelăra și e așa rotunză, așa zici că îi zici John Lennon? Eu știu doar. Și fuma trabuc tot timpul? Da, bravo! Dar ce facem? Învățăm așa ca papagalul și venim și ne dăm mari la o pâche. Asta, mă, că te-am prins. Asta, mă, că m-am enervat. Deci nu-i mai dăm niciun ban. E genială. Deci așa, le învățăm ca papagalul de din vale de rovine, grăind doamne către tine, nu dăm gură ce din carte, că... Asta unde e, mă? Eminescu, mă, cum? Că el era cu bătălia. Păi am crezut că zici de Minulescu. Lasă-mi că tot în Escu, tot sunt Escu și Mușatescu și toți. Mai profund. Are niște chestii extraordinare Minulescu. La preceza am citit, mi-a plăcut. Minulescu cred că s-a stins chiar în timpul celui de-al doilea război mondial. Nu e mort în 44? Ia dă-mă un pic și... Că eu, bă, eu vin cu lecții, tu vii, nu știm și puțin în jurul lui așa ceva. Ia dă Minulescu, e mort în 44 sau nu? Ca să... Și ți-a mai luat 100 de euro din ăștia, că nu ne șcăm cu bani. Ia tata, ia. Ia, Ion Minulescu. Deci, de 1944, 11 aprilie, băi. O zi deci plăcută. Cu bă. 1881. Lasă-mă acum, nu mai e cu 1881 sau și așa mai departe. S-a născut în București, da. S-a născut un mit. Deci trebuie să-ți dăm 500 de euro. Ia uzi, mă, are una foarte tare.
și scurtă. Hai că uitat de bani. Zi poezia. Te întreb de ce când sunt cu tine tac și nicio vorbă să rostez nu-mi vine? Asta e întrebare. Gândul meu se duce într-atât de adânc în fundul dragostei încât de a sta cu tine chiar o veșnicie tot n-ar avea vreme înapoi să fie. Ăla cu tilarii e așa mai urâțel, mai bătrânel, da, poeziile astea le scriam. El. Și mai avea una, atenție, una miștoră de tot. Nu știu ce s-a schimbat în mine, dar simt că s-a schimbat ceva. Mă întreb cel care am fost cândva, tot eu sunt și azi sau sunt altcineva? Confrații mei, e drept, nu bănuiesc că sunt și mort. Rebel care trăiesc dovadă, eu cel care am fost ucis de către cei care citind ce am scris m-au ponegrit și m-au scuipat. Apoi cum toți m-au pastișat, iar când n-au mai avut ce-mi face, mi-au presărat în pat un pumn de ace, convinși că am să mă înțep în ele și am să mor. Dar eu le-am dat cu tifla tuturor, deși azi mormântat de ei de viu, continui să citesc. Ba chiar să scriu, în timp ce criminalii mei confrați trăiesc din semne de întrebare și putrezesc nenmormântați. Și asta e a doua cu care începusem. Nu știu ce s-a schimbat în mine, dar simt că s-a schimbat ceva. Ceva la fel ca după o boală grea, din care parcă simți că ți este mult mai bine. Am fost cândva bolnav sau boala mea n-a fost decât coșmarul unui vis urât? Nu știu ce a fost și nici n-aș vrea să știu mai mult decât mi-e dat să știu. N-aștept decât o zi din calendar când Dumnezeu are să-mi facă semn că pot intra în Ierusalim solemn, ca și Hristos, călare pe măgar. Băi, genial. V-am zis, mă, că e bun. V-am zis că e bun și nu m-ați crezut. Mamă, și de asta în mine. Dar și tu de ce n-ai dat, mă, la te-ai apucat în să... În mine, în tine și el, inima cântă și plânge la fel. Cântă cu clipa în care ne naștem și plânge cu clipa de apoi. Când cântă cuvântul nechin de mormântul, când plânge... Asta e gravă. Bun, nu le mai țin minte pe toate. Mormânt inexistent, vând fie ce pas ce-l fac, îl fac cu teamă, fie ce palmă de pământ ascundă un catafal. Eugen Jebel am sus Hiroshima. Eu recit peste tot, și dimineață și la prânz și seara. Dar tu câte poești zici? Nu știu, 118. Dar știi. Lasă-mă numai cu sus Hiroshima, că tot l-am repământ, pământ tăcut, tăcută cu pielea pârjolită, cu statura goală, iertare Hiroshima. Cea mai tare poezie românească în toate timpurile, peste Lucea. Peste Lucea 20, 30, 40, 50 de clase. Cu tot respectul pentru. Numai că am mai recitat-o. E deja le? Păi cade bomba atomică de la... Când cade bomba atomică de la Hiroshima și Nagasaki, l-am prins și am luat banii înapoi. Fii atent, că asta nu știi. Păi când s-a terminat războiul, în 45? Da, 6-9 august, 6 Hiroshima, unde sunt pulverizați oamenii, 180.000 de oameni, și apoi Nagasaki 9. Unul pleacă de la Hiroshima, se duce la Nagasaki. Ia uite asta. Deci eu am 500 de euro acum? Și-a adus aminte, mă. Da. Da, zi, ai 500 de euro de la Unibet. Ce ții din ei? Da, zile oamenii, adică un iepure sau ceva. Vorbeam cu soția, m-am uitat la tine, la unde? La Aspungro. Așa, când unde? Ai fost de două ori și nu mai știi unde. Asta e, bă, om. Băi, recunoștință, ai floare rară, bă. Erai un necunoscut până să vii să-mi furi ceasul. Băi, l-am văzut, stai puțin, l-am văzut pe Mihai Neșu și la Neața, înțelegi? Așa. Și tu ești și la Neața, a venit și la tine în podcast, da. Mihai Neșu și a venit... Păi ce legătură are Neșu, păi, cu cine a scris David Copperfield? Nu, asta vreau să fac. Banii nu vreau să-i iau eu, da? Vreau să-i dau către fundația pe care a făcut-o Mihai Neșu, pentru că am auzit că el... Bă, ești nebun? Da. El a făcut ce a făcut? A făcut... Pentru copiii cu dizabilități. Pentru copiii cu dizabilități, pentru recuperare, da? Unde copiii vor fac acolo recuperare, nu o zi. Am ascultat foarte bine ce a zis. Nu o zi, ci stau mai bine de o zi și ei se ocupă de copii. Corect. Și părinții pot sta cu ei acolo și am auzit că vor face și un... și o sală de evenimente. A zis, da, asta e în planul 2, înțelegi? Mai întâi să termine acum, pentru că bugetul lui era de 3 milioane și cu scumpirea acum fierului și cu alea, că știa băiatul tot. Tot, cu... Tot, mă, tot. A ajuns săracul pe la 4805. Tot și acum a ajuns la 5 milioane. Nu, eu n-am 5 milioane. Dar ăștia 500 de euro să-i ajute la un geam. Vorbesc acolo. Serios? Vorbesc serios. Hai, ești prea mare. Deci donăm banii ăștia. Banii ăștia merg către Mihai Neșu, Fundația Mihai Neșu. Și de asemenea, nu e subiectul emisiunii, dar dacă tot am adus de 8844, parcă e un SMS cu cuvântul cred. Ajutați niște copii. Voi ia 2 euro pe lună, cum am zis eu. Repet, nu e subiectul emisiunii. Dacă tot am vorbit, nu cred că murim și nu suntem nici mai bogați, nici mai săraci cu 2 euro pe lună.
în momentul în care dați acolo și vedeți că e foarte simplu, că am dat cu toți. În momentul în care nu mai vreți, simțiți că cu ăștia doi, acum sunt ironic, cu acești 2 euro vă îmbogățiți, dați acolo nu și nu vă mai ia 2 euro. În rest, în SMS-ul ăla, plus că l-am urmărit. Hai că ești prea mare, să rămână. L-am urmărit la Steaua când juca. Nici nu mai am întrebări ce să mai... Zic și unde, când fugea, avea o fugă rău de tot. Bine de tot fugea, pe partea dreaptă fugea. Bine. Ești mare. Da. Deci nu luăm iepuri, nu luăm nimic, dăm banii la copii acolo. La copii, corect, da. Nu e o sumă uriașă, dar vorbata, 2 termopane, dacă pune și trage un cablu, pentru că un acum termopan, ajuns... 500 de euro, e scump termopan. Știu, dar a ajuns la finisări, acum aș chiar are nevoie, adică e gata... Gata, hai să ieșim din asta că picăm în butoiul cu... Așa. Bun, deci am rămas la... La ce? La poezii, fabule. La fabule. La Minulescu? La Minulescu. Ce mai avea? Minulescu. Am uitat. Deci zici că n-ar merge un concurs, mă, din ăsta de recita poezii? Să vină 10 șmecheri? Adică dacă începea Caramitul Dumnezeu să-l ierte, când recita Caramitul Luceafărul, nu ți-a făcea pielea ca de... Păi stai, mă, tu-l compar. Da, da, dacă da. Vin 10 din ăștia barosan care recită și eventual și unul cu o chitărușă în spate... Da, mă, dar nu se uită oamenii, bă. Băi, nu se mai... La teatru, se întâmplă în teatru, vin oamenii special pentru asta. Nu poți să faci tu la TV chestia asta. De ce? Trage ăla așa și ia dramă sau caterincă. Ion Minulescu, i-auzi. Te-am iubit de când eram țărână. Te-am chemat, te-am strigat din țărână. Nu mai văzut, nu mai auzit și ce dor mi-era de un sărut. Ce dor mi-era de un sărut. Frumos, mă. Așa, și tu dacă vii acum cu încă 3 și recitați astea și omul să dea SMS cu tare la televizor, nu se uită? Nu, îți bagi joc. Păi nu-ți bagi joc, vis? A, zici că așa... Nu, e că nu se uită, se duce postul de televiziune în cap. În cap! Cine să mai uită, bă? Cât cine să mai uită? Toți care se uită și la podcastul ăsta. Păi stai, mă, că nu-ți trebuie... Păi asta o să fie cel mai low podcast pe care l-ai avut încă. Niciodată. Dată. Niciodată, că oamenii să uită să vezi. Băi, uite, mai recită, iau poezie, mai nu știu ce. Unde și chiar... Unde dracu, mă? Știi ce o să zică? Bă, cine mai... Să vezi, o să intru la comentarii. Hai, dracu, a murit ăla și acum i-a luat voi locul. Care, mă, cine a murit? De la Cena cu Flacărea, Adrian Băunescu. Păi și acolo... Mi-e bine cu tine, adică mi-e jale. Adrian Băunescu. Da. Mi-e bine cu tine, adică mi-e jale, mi-s ochii la mâinile tale, mi-e bine, adică mi-e jale. Și n-aș mai voie să se facă deloc dimineață, mi-e bine, adică mi-e jale. Atâta de mulți, totdeauna, atât de mulți, în soarea, jandarmii și luna, mi-e bine, adică mi-e jale. Le știam pe din afară pe toate, toți. Iubiți-vă pe tunuri, iubiți-vă pe tunuri, împreună cu magicianul Robertu. Da. Enigmatici și cu minți. Băi, nu-ți bate joc, asta e frumoasă, da. Enigmatici și cu minți. Terminându-și rostul lor, lângă noi se sting și mor, dragii noștri. Asta ți-o face un pic pielicică așa, da. Adică nu prea merge să... Băi, apropo de asta de tristețe. Bă, nu ne întristat. Nu, hai să zic una, tare. Bă, sunt două, una vreau să o bag în numărul meu de magie, într-un număr de magie. Poezie? Asta nu mă, n-aveam în plan să o zic. Păi și acum te prind eu, zic, bă, cine mă să uită la poezie la tine când tu ascunzi o rață și scoți păi un șarpe? Păi nu, la final, după ce ai râs. Așa? După ce ai râs, o bag pe asta. O să fac... Dar nu ne-o da gravă. Nu, o să fac cu niște bile de sticlă. Înțelegi? Dar asta vreau să fac peste 10, 20 de ani, 30 de ani. Păi ca ce să simt, mai să apuci? A? Mai apuci? Da, cu apuc. Bun, dacă deci nu. Faci bile de sticlă. Vreau să caut un număr de magie, încă nu l-am găsit, cu bile de sticlă. Pentru că monologul ăsta este despre bile de sticlă. A lui cui monolog? Dar zi-ne, bă, dacă oricum îl faci peste 30 de ani, noi nu mai suntem. Nu știu al cui este. Nu știu eu dintre astea. Dar o să-l caut. Și reciți? Asta, da. A... Tot ăla a cincinat Pavelescu, nu? Mircea Pavelescu. Toate le-a scris Pavelescu. Nu, Jean Martin a scris-o. N-am avut ocazia. Jean Martin. N-am avut ocazia. Și știi cum e? Deci, atenție. Asta am făcut-o la Școala Populară de Artă. Secțiunea actorie când am făcut. Am făcut școala. Păi stai, mă, la câte facultăți ai fost? Nu știu, mă. Păi știu că atunci când aveam 28 de ani, aveam mai multă școală decât ani aveam eu. Aveai mai multe cărți scrise decât citite. Nu știi de ce? Pentru că la facultate... Păi ce merea că la pușcărie ți echivala 2 într-1? Am făcut 2 ani, ani într-1 pentru că am avut media bună. La management și inginerie economică, la alimentația publică și agroturism. La distanță se făceau 2 ani într-unul. Puteai să faci dacă aveai media peste... Ce ieșeai tu din asta? Hai, mă, să zic asta. Sunt inginer agronom. Cu pensiune, cu asta. Cum știu. Ai pensiune? Nu, mă, n-am.
Da, pot să fac asta, m-am fost la... Trei margarete din asta. Da, da. Zi poezia, sau ce ziceai? Ca monologul. Monologul, da. Al lui Jean Martin. Da, deci... Stai băiat sau fată? Nu știu ce e. Bun. Băiat, ce să fie. Ăsta nu mai vorbise de două săptămâni, nu vorbise cu nimeni și a fost pentru prima dată când e pe bune asta. Bă, așa mi l-am închipuit eu. Adică era un fel de Contele de Monte Cristo. Mă, eu ca să recit ceva, ca să, un monolog, când spui, trebuie să te bagi în pielea personajului. Corect. Și asta e mintea mea. El nu mai vorbise de două săptămâni. Mă, asta e pe bune sau asta ți-ai închipuit tu? Da, mă, pe bune, am închipuit eu. Gata, am tăcut. E, și începe. Atunci când mama afla că zilele erau numărate, m-a rugat să-i cumpăr niște bile de sticlă. Tata și cu mine nici măcar nu știam că e bolnavă, deși suferea de multă vreme. M-a rugat să-i cumpăr bilele de sticlă și le-a pus într-un vas pe noptieră. Și fiecare seară auzeam cât o bilă rostogolindu-se pe podea. Odată am intrat în camera ei și am întrebat-o ce face. Și a zis că învață să dea drumul zilelor. Băi, ești nebun. Rând pe rând. Și bine, și la masă ne ziceam multe, că ea nu mai sugera idei celor ce se lasă ușor influențați. Și într-o seară am auzit multe bile rostogolindu-se pe podea. Am intrat în camera ei și se stinsese, murise. Am găsit asta în mâna ei. O țin de atunci pentru că face ca ziua să fie mai lungă. Mama mea, mă omoară asta. Păi cine a început? Mama. Și mai e una cu el zorabă. Nu mai! Lasă-mă, nenicule! Bă, al lui el zorabă, știi? Ai, tare, periculoasă. Aia tradițională el sau? El zorabă, știi? La Pașa vine un arab? Da, mă. Aia și la aia, plângeam de muream. Aia. Bă... Păi și acum asta ce mai vrei, mă, să monologul. Mai... Asta nu e tot monolog, ăsta nu e tot monolog. L-am scris în mare, ți l-am zis în mare, așa, păsărite, dar... Păi și acum, mă, cine... Ce-i mai vrea, mă, să mai zicem? Mergem la... Acum mergi, da, mă. Acum mai zicem din Caragiale că nu mai intră. Nu l-ai văzut la momentul meu de la România au talent, în semifinală? Am combinat magia cu poezia. Știi? L-ai văzut? Da, nu l-ai văzut? Mi-e greu, ba da, ți-am zis că l-am văzut, dar mi-e greu acum, na. Că... Și am pus poezia lui Octavian Paler acolo, că avem timp în viață. Nu mai, lasă-mă. Nu, zic cum e poezia, că despre asta este viața. Deci iau flacăra, o pun undeva și zic că în viață avem timp pentru toate. Și apare o femeie, că zic că din flacăre de naștem, noi din flacări iubim cu foc. Și din flacăre ne naștem, apare femeia, se duce în spate, spun poezia lui Octavian Paler. În viață avem timp pentru toate, avem timp să dormim, să alergăm în dreapta și în stânga, avem timp să ne facem prieteni, să privim norii, reclamele sau un accident oarecare, avem timp să citim și să scriem, să corectăm ce am scris, să regretăm ce am scris. Și pe sfârșit zice, n-avem timp, avem timp să primim daruri și să nu le înțelegem, avem timp să primim lecții și să le uităm după aceea. Avem timp să ne facem prieteni, să-i pierdem, n-avem timp doar, avem timp pentru toate, n-avem timp doar pentru puțină tandrețe. Când să facem și asta, murim. Începe melodia, nu mai e timp să ne îmbrățișăm, Octavian, da. Alu holograf, da. Acopăr femeia, se ridică, trag pânza, ea dispare, că se duce. Arăt pânza goală, până omul moare, se duce, da? Deci număr de magie legat cu poezia, se duce și arăt pânza goală. Ce se întâmplă când moare un om? Se ridică sufletul, sau ce? Apare altcineva în locul lui. Arăt pânza și zic că dintre toate lucrurile pe care le trăim pe acest pământ, cel mai important este cel și în urma ta. Și când ridic pânza, apare un copil. Că viața cere sacrificii, până la urmă, dar merită. Păi și de ce ne câștigăm? Cine am fost pentru mai bun? Eu am fost în semifinală, eu am câștigat semifinala, am trecut mai departe în finală. Eu m-am dus pentru numărul ăsta de magie. Și cine te-a bătut? Adică păi cine, nu, eu... cu ce? Nu știu cine a câștigat atunci.
Păi peste numărul ăsta a fost cineva? Păi nu, atunci am trecut din semifinală în finală. Iar în finală am făcut un alt număr de magie cu o dispariție. Ce naibii? Băi, n-avem timp. Păi n-avem timp, mai dar mai și blocat un picuț așa. Adică acum vrei să te dai șmecher, dar nu prea mai poți. Adică mai topi cu Neșu, ai dat-o și pasta și acum ce să faceți? Ne apucăm să... Băi, ia zi mă, tu? Eu ce? Ce planuri ai de ce? Da? Ce e în mintea ta și sufletul tău, bă? Păi acum nu mai e nimic, e... Tu ai avut părinții pe amândoi? Nu. Nu? Tot la fel ca mine? Mama. Mama? Da, hai, gata, nu. Vai! Deci, da... și exact cum ai zis cu... Adică m-ai prins, mamă, m-ai împușcat în inimă direct. Dar gata, numai că nu-i despre asta, că e tristăm pe oameni, da? Poezii vesele tu n-ai învățat, mă, nu știu, din astea, iarna pe oliță sau... Am învățat, am și poezii. Păi da. Și de ce n-ai din astea vesele? Cum să o las? Asta e... Cum să o las, că nici ea nu m-a lăsat până la bacalaureat și nici să mă gândesc nu-mi vine că toate clasele le-a preparat cu mine. Teme grecești, versuri latine. Păi nu mi-a făcut sărmana domnișoară cosmografia mai ușoară? Nu mi-a sucit urechile tot ea când nu mi-a intrat deloc în cap câte ceva? Dar, Doamne, i-ai dat voie să se nască și i-ai făcut să o cunosc, să mă cunoască? Tu i-ai permis să facă două doctorate, tu ai ținut-o în universitate să învețe reguli și cuvinte. Dar de ce mi-ai scos... De ce mi-ai scos-o tocmai mie înainte? Nu că e gingașă, fără îndoială, simțitoare, sufletul ei mai dulce ca o floare, galeșă și blajină, dar, Doamne, e cât o mașină. Când mi-a mărsurisit pe seară tinerește că suferă și că mă iubește și că m-a așteptat să cresc, m-am înfricoșat atât, ceresc. Uician, când ne întâlnim e ca o șiră de paie lângă o copaie. Mi-e frică, Doamne, mi-e frică. Nu e o ființă, Doamne, e o dulgher de prins cu zgule de fier, cu butași, cu rânci, cu grinzele, vai de păcatele mele. Mă contemplă languroasă și mă resfață delicat cu șoapta cea mai groasă. Dacă mă mângâie, mă doare. Mâna e ca o răzătoare. Mi-e frică, Doamne, șovă în contraste, că domnișoara nu vrea să moară nici profesoară, nici domnișoară. Fă ceva. Dă o muscă, dă o boală, sau fă-mă iar de școală, năpurlește-mă, Doamne, de tuleie. Sau fă-mă femeie, fă-mă iar băiat să mai dau un bacalaureat. Mâhniri de tânăr, de tânăr cărturar, Tudor Arghezi. Bun, Tudor Arghezi, grele. Știi grele? Nu. De Tudor Arghezi. Mamă, eram pe baltă. Cu cine crezi, mă? Cu Mimi Brănescu. Mimi Brănescu, care eram cu Bobo Nașu, cu Mimi Brănescu și cu Mihai. Și zic, bagă-mă, mă, Mimi, și pe mine las fierbința alea. Iar, și mi-a zis, iar recită-mă ceva. Și a început un greiere, casa s-o cu trere. Bă, stai mă așa. Murai mă de râs, bă, stai mă așa. Ce mă, cine te-a dat afară, mă? Ia-o mă ușor, mă. Și zic, a început un greiere. Cine te-a supărat, bă, cine te-a supărat? Nu mă lăsa deloc să zic. Înțelegi? Doamne. Și asta e, a început un greiere casa s-o cu treiere, șuieră și fluieră și să dor nu mă mai lasă, parcă ar fi la el acasă. Duc că se înaltă aia, că și de aici mă lua el. E lungă asta, e lungă. Da, ce să mai, n-avem timp, oprișene. Așa e. Deci zici că, da. Zici că nu te bași la o din asta. La ce? Da, uite, la o emisiune din asta să vii să spui, da, tu faci numere de magie, dar pe partea asta, vezi, nu te cunoaște lumea. Păi ce, pe poezie? Da. Să vii să spună la păi, fă o magie. Ce vreau să fac? N-ai. Ce mă duc? Nu merg. Avem un eveniment. Veniți să ne recitați și nouă. Cine, mă? Cine? Îl chem pe... Dacă am păi, nevoie dacă de recitat... Păi, dacă tu gândești așa... Îl chem pe... Nu știu dacă vine. Horațiu Mălăele, care e tot la fel, legendă. Păi și dacă oamenii în comentarii o să zică, bă, ia mă, că uite, e ok și cu... Dacă sunt 50 de comentarii, ți le trimit? Oprișene. Ți le trimit frumos să vezi că nu e chiar cum zici tu? La comentarii? Da. La oamenii care se uită la noi. M-am dacă... greșea puțin, da. Păi nu mai bea cola, că cola nu face bine, păi să nu știi. Beau cola, mă, cafea și apă. Așa, apa nu face... Și viața asta, oprișene, dacă nu trăiești și nu mănânci și nu bei, ce? Cât cum zice să... și Gicuță Hagi, viața e frumoasă, dar merită trăită. Așa a zis? Da, a zis, s-a dus la niște copii la școală și a zis, rege, zile și tu ceva. Și Gicuț a zis, bă, copii, viața e frumoasă, dar merită trăită. Păi... Exact așa și noi. Înțelegi? Trebuia să o zică pe asta lui Veronica Micle. Da, bă, și acolo e iubire și noi nu o înțelegem.
Veronica Micle Mihai Minescu, Grigore Antipa și nevasta, care s-a dus acasă, a zis stai că viu și-o lângă tine, Irinel Liciu. Ce-a făcut? A zis eu cum să trăiesc fără Barosan și era diferență de vreo 20 ceva de ani între ei. Deci, și Grigore Antipa a murit tot în 44, dacă nu mă înșel. La muzeul Antipa ai fost? Da. Am fost când am ieșit, a început să piu, e semn că-s bătrân. Știi? E, na, da. Să te oprească acolo. Da. Să te deci, așa ești din, dacă ești dinozaur, da. Dacă, știi că în spate e cimitirul de maimuțe și de-astea? Că le aduceau acolo de la grădina zoologică, le scoteau pielea, le făceau așa și în spate e cimitir? Băi, lasă-mă, păi vezi, pe asta nu știi. Unde, mă, la Antipa? Exact, cu vedere spre Filantropia, unde s-a născut Barosanu. Știi de cine ai făcut spitalul Filantropia? Care e în spatele muzeului. Exact. Știu. A. Nu, știu că e acolo. A, știi că ai mai fost la Paris? Nu, da, am mai vrut. Spitalul Filantropia este făcut de Constantin Caricaș, care a venit în România, medic rom, așa, a ajuns pe la, școlit pe la Viena și a venit în România și a întrebat pe domnitorul de aici, bă, ăștia sunt vaccinați, noi nu pusesem niciodată vaccinat, nu făcusem niciodată un vaccin. A? În 2 ani de zile a vaccinat tot București, 1802, antirujeolic, antivariolic, ăla a zis, nu sunteți vaccinați niciunul, da, haide încoa. Și a luat seringa și a vaccinat tot Bucureștiul de la un capăt la altul, noi niciodată nu aveam niciun vaccin la 1800. Era ce vaccin, mă, că noi ne roșeam, noi ne roșeam cu fierul încins, unde ai, mă, buba, acolo? Pune fierul încins, cum? Ca Ștefan cel Mare. M-am informat mult cu vaccinul cu asta în perioada asta. Nu, că n-are legătură cu... Știu, da, așa. Dar vreau să zic, da. Dar să știi că noi aveam spitale atunci, că la, pe la 1837-39, când a apărut spitalul Brâncovenesc, în București exista Filantropie, exista Colentine, exista Pantelimonul, deci existau spitalele astea. Noi avem spitalele astea la 1840. Înseamnă că sub domnia lui... Nu era sub nicio domnie, că erau Sturza cu toți băieții atunci, că erau să terminase răscoala lui Tudor Vladimirescu în 1821 și am avut niște boieri din ăștia până la și ăștia, 1800. Erau niște băieți mai deșteptuți un picuț, dar existau spitale care spitale erau, nu erau neapărat făcute de ei, că de exemplu spitalul Brâncoveanu nu e făcut de domnitor. E făcut de Safta Brâncoveanu și de lui Grigore Basarab, care era ultimul descendent din Constantin Brâncoveanu. Constantin Brâncoveanu, care este Sfântul Constantin Brâncoveanu, el și cu cei 4 copii ai lui. Mateiaș Brâncoveanu fiind cel mai tânăr sfânt din istoria noastră. Mă, dar tu unde le ții, mă, pe astea, pe toate? Dar tu unde le ții pe astea 118 poezii? Păi așa nu, că eu le ții păi, doar începutul, trebuie să-l știu și eu. Plus că la ce ajută? Mai te uiți să uită niște oameni la tine. Dar tu de ce? Că tu faci emisiunea asta la Mișto. Bă, dar Mișto, ai schimbat observatorul, mă, cu tot. Mersi mult. Mai bei ceva rece? Mai da, dacă e nații ceva rece, că mai vrei. Pune, mă, uite la pastilele tale de acolo. Mai înveți ceva, mă, că practic la televizor când te uiți, ce dracu să înveți, mă? Toată lumea învață, știi cum e, că mai citești, mai astea și îți vine o idee și te gândești, bă, pe mine m-ar interesa asta, toate materialele pe care le scriu gândesc așa. Mă, eu aș citi ce am scris? Nu. Păi și atunci de ce să scriu, să citească alții? Da. Dacă pe mine nu mă interesează treaba asta, că am avut doi români pe Titanic, Am văzut aia. Și care așa, dacă pe mine nu mă interesează că România a jucat primul meci de fotbal ca gazdă la Cernăuți, păi cum în România? Pentru că atunci exista România Mare în 1922 când am jucat noi primul meci. Da? Și Cernăuțiul ăsta din Ucraina, despre care tot vorbim acum că e situația asta cum este, e gazda primului meci din istoria naționalei României pe pământ românesc, pentru că era România Dodoloață. Da, știi de ce să zicem România Dodoleață, nu? Că era, a fost cel mai mare teritoriu. Era un copil și după unirea Moldova cu țara românească, era un copil și era cu un steag și zicea, trăiască România Dodoleață. Da, da, da. Și am făptuit-o Alexandru Ioan Cuza. Aia mică. Aia mică. Da. Alt lucru de care ne batem joc, alt loc de păi care ne batem joc. Au fost, în centru... au fost alegeri, da? Au fost alegeri în țara românească și în Moldova. Da. Și a venit un băiat deștept. Și cine a luat în a România? A venit un băiat deștept la Hotelul Concordia, care este în centru vechi, dărâmat, dărâpânat și nu se poate intra la el ca să vezi unde. Și a făcut și așa. Scrie undeva că noi trebuie să alegem doi domni diferiți? Nu. Păi atunci alegem unul singur. Bă, nu ești prost. Păi nu, mă, stai, mă, că trebuie a fost... să alegem... Stai, mă, că într-o parte a luat... În alte părți a luat Alexandru Ioan Cuza. Da? Care juca biliard, nu-l interesa și a venit Negruții și i-a spus, vezi că o să te aleagă ăștia domnitor peste Moldova. Nu, mă, în partea aia a ieșit altcineva și... Stai, nu? Stai așa că-l sun pe ăsta, pe un băiat care mi-a zis. Băi, în ianuarie 1859 a ieșit Alexandru Ioan Cuza în Moldova, vine Negruții la el și spune, vezi că te aleg domnitor și el zice, hai sictir farsorule, în timp ce juca biliard.
după care în sfârșitul lui ianuarie pe 24 iese și la București. Pentru că băiatul ăla deștept de care ziceam eu la Hotel Concord de etajul 1, camera numărul 5, vrei să spun cine erau în cameră și ce fumau, vine și spune, bă, noi trebuie să alegem doi diferiți? Nu! Păi alegem unul singur și asta înseamnă unire. Că dacă ăla e Barosan și colo și colo, e o singură țară. Ei, eu am auzit că unul a ieșit în partea asta și ăsta a zis, bă, nu putem să facem să înfăptuim amândoi unirea, rămâi doar tu. Unde, mă, la ce film te-ai uitat? Iartă-mă pe mine, da, doamne. Iartă-mă pe mine. Uite, vezi că, uite na, cum strici tot, deci 118 poezii, da? Și vii și bă, dai... Da, iartă-mă pe mine, rămân la, da, rămân la magie. Nu ne, exact, nu ne băgăm, dacă știm că nu putem să ascundem un bănuț sau ceva, nu ne băgăm. Bănuțul, unde-i bănuțul? Unde-i bănuțul? Banu este... Ochiul dracului. Nu, banu este cel se care... Se pune pe morți cel care, da, cel care a dat... Da, dar de ce se pune? De ce se pune? Da. Ca să aibă și pe partea cealaltă, a? Nu. Dar ce-i trebuie lui banii? Mortului banii pe ochi. Mortul popii și, și aici. Și mâinile aici. Și banii acolo. Banii aici ca să treacă la Dumnezeu acolo să dea șpagă. Că ce să treacă? A? Ce să treacă? Să treacă de poartă acolo să dea șpagă la Dumnezeu să... A? Cui? A? Sfântul Petru. Runtrașul lui Caron. Nu știam. Pentru că este râul Styx care face despărțirea de câmpiile Elizee. Să treacă râul. Râul Styx. Dacă n-ai bani să-i dai runtrașul lui Caron să te tragă într-o parte într-alta ținutului Hades, Hades care este frate cu Zeus și cu Neptun. Păi unu și noi de ce nu ne incinerăm? Mă. Cine? Noi. Că creștinii, a? Se presupune că nu mai ți ajunge sus. Am luat o raznă de tot acum? Auzi, bă, nu, deci până acum am recitat. Te întreb că am avut discuția asta în familie. Eu, adică, păi cine a zis că nu ne incinerăm? Ba da, mă, ne incinerăm, dar tu vrei să te îngroape sau să te incinerezi? Iată o discuție extrem de interesantă pe care o purtăm cu magicea. Bun găsit, doamnelor și domnilor, vreți să fiți incinerat sau să vă mănânce viermii? Zi, mă, zi, tu ce vrei? Bă, sigur, tu ești, da? Păi nu știu, mă, las să ajungem, auzi? Las să ajungem, băi, las să ajungem noi acolo, știi cum se zice? Păi, dar nu o să mai răspunzi dacă mori. Nu e adevărat. Ia zi, mă, ce vrei? Știi cum se zice, că mortul mort neîngropat nu rămâi. Nu zic așa bătrânii? Da, lasă-mă, no, să mă, no, drag mor și-n brață necată, n-am văzut. Lasă-mă, da, să mă... Cum zicea Snoopy când stă așa? A zis că într-o zi vom muri. Da, dar în toate celelalte nu. Numai moartea mea vrea muri cu mine. Ia, da, pac, tu bagi imediat, a? Poezie, da. Cum zicea Șeminescu în ultima lui poezie, cum era când i-a găsit în buzunar la halat, că el scria, deși, da, era... Care a fost ultima poezie? O era... Să nu lăsăm ca să se... era cu ceva cu catargele și zicea până oi muri, plânge-te îngere, la trista în plângere cea plină de amor. Să nu lăsăm... Bă, cum să scrie așa ceva, mă, tu fiind în ultima zi a vieții? Să nu lăsăm ca să se piardă, nu piardă, că era alver, să nu lăsăm ca să se... așa clipa cea... cea lungă ce ni s-a dat, să nu lăsăm. Ia vezi, mă, cum este catarge. Să nu lăsăm ca să se lepede. Până oi muri, plânge-te, plânge-te îngere, la trista în plângere cea plină de amor. Să nu lăsăm ca să se lepede clipa cea repede ce ni s-a dat. Hai, bă, cum să scrii așa și tu a doua zi să te șutești. Deci ai fost geniu din ăsta. Știi cine imperial mai era așa? Nikita Stănescu. 1933-1983. Părinți Tatiana, cred. Știi ce a făcut, nu? A, cu Dora când la a treia căsătorie. În ultima poezie a lui, în spital. Pe scara sufletului meu, m-am întâlnit cu bunul Dumnezeu. El cobora triumfător din ea, iar eu urcam tot așa spre ea. Da, știi că atunci asistenta a întrebat, cine dracu e și Nikita asta, mă? E adevărat 100% și am zis, vedeți că Nikita e poet și... Ca asistenta de acolo, de la Colentina sau unde, nu, la Funden, cred că a ajuns la Funden. Și i-a sunat prietenii și i-a spus, la nevasta asta a treia m-a omorât. De ce? Doar am dă hrană gătită. Ma. Că el mâncase toată viața numai jumeri, băuse și mâncase ouăciuri. Și a zis, mă otrăvește, îmi dă hrană. Păi și ce trebuie să-ți dea? Da, dar e gătită. Mă omor. Da. Nikita, cu leoai cât în răbirea, ne, gata, ne potolim? Ne potolim. Cât, cât avem răzvanele? Avem 2 ore, o oră 40 de recitat. Și tu zici că nu se poate. Se poate, mă. Ce să 21.07. Cătăline. Da, ai de astea de încheiere, așa, de citate, de astea motivaționale? N-ai. Ba da. Ai?
da. Ia, fii atent. Viața, cum ai zis, aia lui Hagi? Viața e frumoasă, dar merită trăită. Viața e frumoasă, dar merită trăită. Da. Și acum eu trebuie să zic alea toate. Cu intrați, dați share, subscribe, like, abonați-vă dacă se poate că uite, aducem... Fă-și tu așa. Dacă v-a plăcut, uitați. Dacă v-a plăcut, da. Dați click aici. Uitați aici în stânga, da. Și tu pui ăla aici, da? Bravo. Da, și voi apăsați, ziceți voi. Și a variantat și nu dacă nu v-a plăcut. Ziceți voi că v-a plăcut, că nu știu ce. Dacă vreți să vedeți filmulețul de data trecută, apăsați aici. Zi, nu te opri că zici bine. Like, share, subscribe ca să ne întreținem și noi. Așa. Apăsați pe clopoțel ca să vă apară de fiecare dată când prietenul meu mai postează câte ceva, că mai învățați și voi, murim. Bă, mergem pe lumea altă incinerat sau oprește-te, da. Auzi? Bă, da, da. Mă, dacă te întreabă, mă spune 5 întrebări de astea. Stai, mă, că era să mor de inimă. Și zice Sfântul Petru: salut, Cătăline. Salut. Bine ai venit. Da. Uite, ca să intri la noi aici, în rai, da? Trebuie să răspunzi la 5 întrebări. Și zice, păi n-am fost atent la podcastul lui Cătălin, da. Prișan. Să duce unul, bate la ușă, deschide Sfântul Petru ușa și zice, să trăiți, să trăiți. Prea fericitule, zice, știu că e trecut, că era ora stingerii, trecuse la mod, așa că sunt în afara programului, dar a rămas pe norișorul ăsta aici, zice că Uber-ul ăsta, Bolt-ul, ce m-a adus, a plecat. Da. Și eu ce fac acum? Știu că e trecut de aia, dar ce fac acum concret? Păi zice, te primim aici la noi, nu? Că stateu. Da, ce sunt. Mama mea. Deci fii atent, tu ai venit aici la... Știu, eu nu trebuie să ajung aici, ăla zice. Dar aici m-a lăsat ăsta. Da. Am bătut la ușa la mata, mata ai deschis, ce facem acum? Că mi-a zis să mă gădui după unul mai bărbos, așa mai bătrân. Matale ești, da, ce fac acum? Ăla zice, mamă, ce greu am, frate, deci fii atent, acum dacă îl bag pe ăsta, cum să bagă te un rai? N-ai cum, că dar noi lăsăm vreo... Stai un pic, oprește-te, ia, zice, închid un pic ușa, nu te speria, rămâi pe norișor, că mă duc la un... Mai sus, mai sus, da. Și se duce la Doamne, Doamne. Deci, Doamne, Doamne, avem o problemă. Zi-mă, tată, că e repede, târziu. Bă, zice, e unul la ușă. Da, mă, bagă-l, nu? Nu, că e ateu. Că e ateu. Da, ce faci? Și Doamne, Doamne, mă. Deci, cum așa să stăm aici? Bă, el zice că l-a lăsat cineva, nu știu cum, și-a depun orișor. Știe sigur că nu poate să ajungă aici, dar nici nu putem să lăsăm. Noi lăsăm vreodată creștinii cu tare, da. Ia uite, trebuie te, să mă. Găsim ceva, zice. Noi am mai avut tatăi până acum, n-am mai avut. Da, zice Sfântul, să găsim ceva. Ce? Păi ce-i zic eu, Doamne? La care Dumnezeu se uită la el și zice, bă, zic că nu-s. Că nu e Dumnezeu acolo. Nu, ce, doar, că nu e acolo. A zis, doar zic că nu-s. Mamă, Cătăline mi-a dat-o pe asta. Ai prins-o pe asta? Vai de... Era să zic... Tara... Da, nu zic, era nu zic că e, da. Zic că nu-s. Ma. Terminăm. Zi o poezie de, ca să încheiem. Una dat, să, nu știu, așa de încheiere. Uite că nu ne-am vorbit nu nimic, adică nu ne-am gândit la poezie de încheiere. Să mor nici eu nu știu. Adică în afară de aia, dar prințul răspunse întorcându-se taci. Da, mai s-o de 430 de ori. Cătălin, n-am pregătit nicio poezie de sfârșit. De sfârșit. Ha? Asta mergea să o băgăm pe asta cu Eminescu, plâng, trist, la Tristan, plângere cea plină de amor. Da. Deci nu mai merge, dar nu mai găsim nici... Terminăm cu Eminescu, cu cum nu vii tu țepești, Doamne, ca punând mâna pe ei să-i împarți în două cete, în smintiți și în mișei. Și în două cete large, cu deasila să-i adun, să dai foc la pușcărie și la casa de nebun. Nu merge asta, că tot s-a recitat de 480.000 de ori. Ne trebuie ceva mai... Aia cu... Pe lângă plopii fără soț... Adesea am trecut, puteam să trec și printre ei, știi cum e? Nu. Da, eu nu, uite că n-am vrut. Ah, nu, la tine e altfel poezia asta. E altfel asta. La mine. Pe lângă plopii fără soț, adesea am trecut. Sau cum ai zis tu? Aș fi putut să trec și drept prin ei, dar uite că n-am vrut. Nu, nu, la tine e altfel. Aș fi putut să trec și printre ei, dar uite că n-am încăput. Da. Aici aveți, ne-am stricat, dă zenificul înapoi. Asta că se reportează băi, pentru săptămâna ailaltă, că-i păcat. Ce să faci ăsta, mă, cu un de ăsta, roller? Băi, rollerul e a soției. Asta ce le poceam, adică le stricam din poezii și le dam în satiră. Era aia, și dacă ramuri bat în geam. Ți se cutremur plopii, de ce nu vii că cânteam? Și dacă ramuri bat în geam și... Era unul care nu știa poezia și... Și dacă ramuri bat în geam și... Se cutremur. Și dacă ramuri bat în geam... Și era cu Sida, și dacă ramuri bat în geam. Și dacă ramuri bat în geam... Era la școală și îl întreba și dacă... Eu tai copacul. Bravo! Da? Bravo! Da.
Și dacă ramuri bat în geam și se cutremur plopie, ca minte să te am și încet să te apropie. Lacul codrilor arbaștri, lufer galben, el încearcă, tresărind în cercuri albe, el cutremură o barcă. Ce putea să cutremure pe lac? Da. Sigur suntem întregi la minte? Nu, adică la 9:30 seara să recităm Eminescu? O să-i zic, o să-i dau, mama n-are telefon, înțelegi? Nu? Are telefon, dar n-are de ăsta performant ca să vadă podcasturi de pe YouTube. O să zic, mă, mamă, ăsta e ăla copilul meu de aici? Nu, o să-i te știe că e Sandibel. Știe că recitam și recitam în casă. Dar știe că e Sandibel fețea chiloții de oțel? Adică... Eu? Da. E, știa, da, știa, da. Și tanti Oița zicea vecina, Dumnezeu să ierte, care a murit. Tanti Oița? Tanti Oița, vecina mea. Dumnezeu să ierte. Ce are fă fată? Că e așa vorbim. Da, da, da. Ce are fă fată? De ce se aude de plânge pe acolo până casă? Îl bate cineva? Tu erai ca eram Hamlet? Eram în cameră, dacă eram în cameră aici, casele lipite ca la țară și zicea, ce are fă fată? Și tu recitai în cameră și te auzeai după partea ei. Da, 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 vecina, deci da, da. Tu ai fost plecat de acasă de mult, mă, de mic. Da, că plecam la discotecă, lăsam și în locul acoperit. Te duceai la disco? Da, bravo, să le-am pe geam. Dar chiar uite de muzică, nu te-am întrebat. Tu, dacă merge în mașină la tine, ce asculți? În caravana aia dai tu? Acum? Da. Băi, am găsit acum o melodie a lui... Numai acum, general, așa. A, în general? Da. Da, astea motivațiunea lui hip-hop. Ascult Biugi, Mafia, Paraziți. Acum ascult mult, mult de tot. Așa le zici acum, astea motivaționale, no. Cu să te prind, să ți-o dă, da, alea motivaționale. Nu. No. N-ai fost acolo, să vezi. Spike ascult acum mult de tot. Dar muzică asculti? Păi Spike are versuri foarte mișto. Ia-ți o ciungă, ia-ți o geacă, aia lui. Da, da, da. Era foarte... Mm-hmm. Vezi, adică, mă, că iată cum... are două de dragoste mișto. Da, nebunești. Deci vezi cum am trecut de la Minulescu la ia-ți o gumă, ia-ți o geacă? Imediat. Auzi, dar știi aia întrebarea, unde te găsește lumea? Pe mine? Da. Hai, peste tot. Zi-mă unde te găsește lumea. Păi mă găsește pe Facebook, stau, le răspund oamenilor pe... Le răspunzi, da? Da. Și în spectacole, pe unde mai apar. Ei, nu, dar uite, fii atent, vrea să te cheme careva la spectacol. Știu că ești ocupat, ești plin, nu știu, cum te găsește? Acum intră, serios vorbesc, să mor. Pe net, scrie magicianul Robert Tudor și așa? Acolo e un site. Ce site? Magicianul.ro sau magicianul.com, care de când fac asta de 20 de ani sunt ale mele. Am înțeles. Acolo, la contacte, găsește un număr de telefon. Adică ai impresar sau răspunzi tot tu cu o voce mai groasă? Nu, avem pe cineva angajat. A, am crezut că răspuns. Bună ziua, da, sună la magicianul Robert Tudor. Da. Nu, și răspunde o fată, o voce de femeie. Cine o fi? Sunt două fete care răspund la telefon. Am înțeles. Că lucrează. Și bună ziua, cu ce vă putem ajuta? Și acolo, bună, ce vrei? Sunt Cătălinu și am 7 anișori. Nu, mă, nu. Că nu merge? Și aș vrea ca domnul nenea magician Robert Tudor să-mi facă și mie o magie. Poate să mă facă slab, adică de la 114 kg să ajung la 90. Asta-s mișto, dar să vezi când primesc de să dau numerele la loto să câștige. Deci așa, da? Mai sunt și oameni. Dacă asculti Biugi ca citate motivațională, eu zic că poți să găsești și 6. Și 6 e de-astea. Ascult, îmi place și Andra cum cântă. Da. Deci punct final aici, doamne și domnule. Ascultați citate motivaționale cu Paraziții. Stai, mă, omule, stai că ascult și Scorpions. Băi, nebunit? Da. Ai văzut că asculti din Wind of Change Moscova acum? Vorbesc foarte serios. Nu mai este Down to Gorky Park, Follow to Moscova. E tu Ucraina. Vorbesc foarte serios, nu fac bășcărie, că cu asta nu se glumește. Ca să nu mai zică Moscova. Beatles. Păi, nebunit. Da, mi-am plăcut atunci când au urcat ei pe bloc, știi? Da, ultimul lor concert. Ultimul lor concert, când a venit poliția să-i dea jos. După aia a făcut YouTube treaba asta cu Where the Streets Don't Are Not. Don't let me down. Da. Haideți să terminăm aici. Don't mii de mulțumiri că ați fost alături de noi. Nu uitați, muzică motivațională cu formațiile vocale instrumentale Paraziții și Biugi Mafia. Bă, stai, mă, întrebare, întrebați-vă înainte de a vă culca seară de seară dacă vreți incinerați sau vreți să fiți înmormântați la 3 metri sub pământ. O altă întrebare care sper să vă frământe la propriu. Bă, dar de ce nu mi-ai răspuns, mă? Că mai păi nu m-am gândit, iartă-mă că nu m-am gândit. Nu m-am gândit, da. Nu m-am gândit, nu m-am gândit la despărțire. Acum când eu credeam mai mult în dragoste. Dan Spătaru. Brav. Care tot jucător ce a fost în viața mea vreodată voi lăsa uitării. Ta-na-nam, ta-n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 a. Ani și luni și nopți la rând povară, clipa despărțirii. N-am să-și cer ce nu-mi poți da vreodată, n-am să-și cer iubirea. N-am să-ți bat la porții închise iară, nu-ți feri privirea. Și
Drumurile noastre toate se vor întâlni vreodată. Drumurile și iubirea, gândurile fericiri. O să-l sun pe Marius Moga, ca vocile pe care le-am tras acum. Să ne facă un da. Nu, să sune altfel, că și dacă le lași așa, da, se duc de rea. Sunt de doi măgari care rag în ploaie. Dar da, să bage și piesa asta, este hit, Dan Spătaru n-a murit. Unde a fost născut Dan? Unde s-a născut Dan Spătaru? La Megidia. La Megidia. Unde a jucat fotbal dumnealui? Păi are și o melodie. La Progres. Hai la noi la Megidia, toamna când se coace via. A jucat fotbal la Progresul București, fotbalist foarte bun, până și-a rupt piciorul și a început să cânte la Cerbul de Aur. Bă, dar tu ai prezentat stadionul ăla de la Megidia? Da. Da, mă, cel mai mare stadion, când a venit Ceaușescu. Bă, dar mă urmărești și ne mânai ce face la ora aia? Nu, dar sunt chestii foarte mișto și educative. Mulțumim. Pe care nu le prinzi. Cu poporul. La nu fel, mai ați mințit popor, ați educat popor. La fel popor, cum fac eu un spectacol de magie la Neața când zic... Mai arunci câte o șopârlă ceva mai și... Mai arunc... Da. Unde mă dârla, 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 toma cu șopârla. Șopârla, l-a prins cu șopârla în sac. Nu mai terminăm? Haide să mergem acasă. Gata. Deci băi, cică dacă te incinerezi, atunci când stai așa... Luați curentul. Auzi, te ridici în picioare, cică, în picioare, așa în fund, în fine, nu știu. Am fost acum la un prieten, la botez, la Târgu Jiu, la Robert. Îl știi pe Robert? Tot, pe toți vă cheamă Robert? Pe toți vă cheamă Robert? Nu, și așa, avea un prieten acolo care are o firmă de-asta de... De pompe funebre. De pompe funebre, da. Ca aia de la Botoșan, da, cu da, încă un client fericit, știi? Încă un client mulțumit, așa. Așa este sloganul unei firme de pompe funebre de la Botoșan, intră să vezi. Așa. Deci, și acolo a spurtat discuția asta deșteaptă la un botez. Dacă ne incinerăm nu, sau nu? Nu, mă, că da, printre, a fost printre puținele petreceri în care de la nunta mea n-am mai stat până dimineață. Da, nici de, la nunta ta n-ai fi la vrut, fel, da? Cum zice... Știi că n-a murit Bulă și l-au dus la biserică și a zis, bă, eu, popa, eu nu prea pot să zic multe despre defunct, că nu prea trecea pe la biserică. Și ei a zis, păi nici acum nu trecea dacă nu l aduceam noi. Auzi, stai că e o melodie... Ia fiți atenție. Mai am să terminase. Ia. Mama. E o melodie a lui Deliric care zice în fel, în felul următor. Da, 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 da. Apropo de petreceri, da? Da. Zice că înainte eram primul la petreceri, eram suflet la petreceri, acum sunt primul să plece. Și mai mă, dar tu parcă ai zis de Petre Liciu, nu? Ia uite-te, mă, că acum... Petre Liciu, știi ce a scris, mă? Dă că zic eu, versurile de la... Drăgan, mai nebunicul cu Drăgan. Da, să zic eu. Bă, n-a scris versurile de la Zaraza, nu este el cu te iubesc frumoasă, Zaraza. Ia dă-mă un pic, Petre Liciu. Nu știu. Și îți cer scuze și spui la revedere. Dacă Petre nu, Liciu a scris... Pe Drăgan și dacă, la revedere. Dacă Petre Liciu... Dă-i Petre Liciu Wikipedia și dacă scrie acolo că a scris versurile la Zaraza, cântată de Cristian Vasile, care a murit la Sibiu în 1900... Petre Liciu Focșani, 1912 a murit în același an cu Mihai Eminescu. Cu, nu cu Mihai Eminescu, cu... În 1912 a murit? Cu Caragiale. Deci n-a scris el versurile. Ia dă-mă Ion Pribeagu. Ia dă-mă, că nu ne lăsăm, că m-am și enervat un pic. Ion Pribeagu, ia vezi. Pribeagu, ce da? A făcut? Versurile de la Zaraza. Zaraza. Te iubesc frumoasă, Zaraza. Da, mă. Hai acasă, tată, că-i târziu. Pribeagu și a lui Zaraza. Hai acasă că e târziu. Auzi, stai să zic pe asta cu... Știi că Zaraza e ciordită? Da. Da, că cea mai frumoasă melodia noastră e furată de la... E un tango argentinian scris de... Cred că Bernard Lara. Ia uzi. Mă, facem și muzică aici așa. Și Ciprian Vasile, care săracul era bolnav, după aia s-a molăvit, a recitat, a cântat-o și a murit pe la Sibiu, dar era bolnav de oftică de ceva, adică nu se oftica la fotbal când era mic, era bolnav de plămâni. Păi aia, hai mă și ultima. Gata, și la revedere. Și hai, da. Mă recomand Nae Cioflan. Fost sergent de stradă cu postul Maidan lângă Biserica Sfântul Ștefan, de în colț e un băcan. Stop, Biserica Sfântul Ștefan sau Cuibul cu Barză, ultima biserică trasladată din București, știi ce înseamnă? Trasladată din București, adică mutată vreo 40 de metri pentru că se afla în intersecție la Berzei și Ceaușescu a zis rădeți-o și a venit Eugeniu Iordăchescu, care este îngerul bisericilor, cel care muta bisericile pe șină, și a zis nu o dăm jos, o ascundem în spatele blocurilor. Vai, au tras-o în spate Sfântul Ștefan sau Cuibul cu Barză, se află lângă tribunalul sectorului 6, cum mergi pe Știrbei Vodă, în spatea dreaptă. Știi unde e tribunalul sectorului 6? Sectorul 5, nu, sectorul 6.
clădirea pe care a făcut-o Neanicu, ultima aia unde vrea el să fie mormântat, acolo la Dâmbovița, de-i zice, de-au dărâmat-o ei, au spart-o la mijloc, cum îi zice, mă? Casa Radio. Așa. Ah, da, da, da. Merge da, înainte, în sus. Da. Se intersectează cu Plevnei, da, și pe mâna dreaptă după aia nu e tribunalul sectorului 6, o acolo clădire așa șmecheră. În spate este Biserica Sfântul Ștefan sau cuibul Boars. Iartă-mă. Da. Așa. Lângă Biserica Sfântul Ștefan, unde colț e un băcan. Bine că acum mi-am și imaginat unde e. Într-o zi mă cheamă domnul comisar Becarian la el și îmi zice: Cioflan, să mi-l prins pe Drăgan că e un pehlivan. Zic: trăiți, domnul comisar. Stam în poz la Maidan când îl văd pe Drăgan umblând tiptil ca un șobolan, mă repet la el ca un uragan și zic: stai, Drăgan, în numele legii te arestez. Zice: bine. Hai la secție. Zice: hai. Pe drum Drăgan zice: domn sergent, fii uman, dă-mi un ban să intru și eu la băcan să-mi iau un sfert de pâine. Zic: bine, bă, Drăgan, iau un ban, intră la băcan și ia sfertul de pâine. Intră Drăgan la băcan și o rămân afară să-l aștept. Trece 5 minute, trece 10 minute, trece un sfert de ceas, nu mai vine Drăgan. Intru la băcan, întreb de Drăgan: a furisitul de Drăgan fugise pădândos. Mă duc, îi raportez lui domnul comisar Becarian, zice: Cioflan, ești guman. Și mai trece un an. Stam în poz la Maidan când îl văd pe Drăgan umblând ca un pehlivan, mă răpăr la el ca un uragan și zic: stai, Drăgan, în numele legii te arestez. Zice: bine. Zic: hai la secție. Zice: haide. Pe drum Drăgan zice iar: domn sergent, fii uman, dă-mi un ban să intru și eu la băcan să-mi iau un sfert de pâine. Bine, Drăgan, ia un ban, intră la băcan și ia sfertul de pâine. Intră Drăgan la băcan și eu mă duc pe dândos să-l aștept. Trece 5 minute, trec 10 minute, trece un sfert de ceas, nu mai vine Drăgan. Intru la băcan, întreb de Drăgan: a furisitul de Drăgan ieșise prin față. Mă duc, îi raportez lui domnul comisar Becarian, zice: Cioflan, ești în guguman. Și mai trece un an. Stam în poz la Maidan când îl văd pe Drăgan, mă repet direct ca un uragan. Zic: Drăgan, stai. Zice: stau. În numele legii te arestez. Zice: bine. Zic: hai la secție. Zice: haide. Pe drum Drăgan zice iar: domn sergent, fii uman, dă-mi un ban să intru la băcan să-mi iau și un sfert de pâine. Zic: Cioflan, zic: Drăgan, oi fi tu pehlivan, dar nici eu nu sunt guguman. Stai tu afară și intru eu la Drăgan să-ți iau sfertul de pâine. Intru la Drăgan, iau sfertul de pâine și când ies afară, n-o să vă vină să credeți. A furisitul de Drăgan fugise și m-a dat afară. Asta e. Cea mai irosită dintre toate zilele noastre nu e numai aia în care n-am râs, ci aia în care n-am recitat nici măcar un vers. Dacă sunt două, dacă sunt patru, e chiar mai bine. Dacă sunt două ore, asta, dacă... Da, și nu uitați cu mormântarea și cu... Mulțumesc încă o dată, numai bine îl găsiți acolo, magicianul Robert Tudor, care recită. Toate cele bune, numai bine, mii de mulțumiri. Sănătate!